Mentre voi e il mio ciao, ci spiego un estero per terminare. Voglio presentarvi questo piccolo libro. Doresco, se vuoi presentare, c'è una carticica. Che si chiama Codice Etico. Tarez, un estero Code Etic. È un libro di poche pagine, ma di molte indicazioni e molto contenuto. Este o carte cu puține pagine, dar cu un conținut foarte bogat. È stato scritto dalla congregazione e quindi è stato elaborato da me e dall'Università Cattolica di Roma, Italia. A fost scris pentru congregația și a fost elaborat de dumneaei împreună cu, în colaborare cu Universitatea Cattolica din Italia. È un libro che vale non solo per la congregazione, ma per tutti gli operatori e tutti gli enti che vogliono occuparsi della persona umana. Ci este o carte care nu are valoare numai pentru congregația, pentru care a fost scrisă, dar poate să fie aplicată și în toate instituțiile și în toate realitățile care vor să se ocupe despre persoana umană. Dicendo questo, voi pensate già che è un libro che dà delle indicazioni anche interreligiose, se vogliamo. Și spun acest lucru pentru a clarifica că este o carte care poate să ofere niște indicații și la un nivel interreligios. Naturalmente di tutti coloro che vogliono difendere la vita umana. La adresa tuturor care vor și își doresc să apără viața umană. E un codice quindi che vale a livello mondiale con i principi universali per poter agire bene. Este un cod care are o valoare la nivel mondial cu toate acele principii universale care au ca scop o acțiune bună, potrivită, pozitivă. Infatti non contiene degli slogan, ma ha un ragionamento filosofico a cui tutti possiamo attingere. Non contiene slogani, dar un razionamento logico che può essere di folos per tutti. Io non so in Romania, ma in Italia è obbligatorio che chi fa assistenza e cura le persone che hanno bisogno devono avere un codice etico. Non știe care este legislația în România, dar în Italia toate acele instituții care se ocupă de a îngriji persoanele în dificultate sunt obligate să aibă un cod etic. Per noi, come congregazione, naturalmente vuole difendere una identità che ci è stata lasciata come patrimonio dal nostro fondatore. Pentru ele, ca congregație, acest cod etic are ca scop aceea de a apăra o identitate care au primit mărturie drepte de la fondatorul lor. Ma siccome il fondatore è qualcuno che ha obbedito al Vangelo, conserva e vuole difendere un'identità secondo il Vangelo. Dar fiindcă fondatorul lor a fost un om care a trăit după Evanghelie, înseamnă că valorile care vor să apere sunt valorile din Evanghelie. Quando noi diciamo che è frutto di un ragionamento, significa che ci sono delle idee alle quali noi siamo chiamati a confrontarci. Când spunem că ce găsim aici este un raționament logic, înseamnă că sunt acolo niște idei care ne obligă să ne confruntăm. Examiniamo le due parole, codice ed etico. Începem cu examinarea acestor două cuvinte, cod, etic. Quando si parla di codice, uno penserebbe subito a delle norme. Când vorbim despre un cod, imediat ne vine să ne gândim la niște reguli. E di fatto ci sono anche delle regole. Și este adevărat, sunt și niște reguli. Ma in realtà si parla di principi.
Dar în realitate vorbim despre principii. E dobbiamo subito chiarirci che cosa sono i principi. Și imediat trebuie să ne clarificăm asupra acestui termen de principii. Noi pensiamo che i principi siano alla base di un nostro ragionamento. Noi credem că principiile stau la baza raționamentului nostru, modul nostru de a gândi. Dobbiamo subito cambiare questo modo di pensare e dobbiamo dire che i principi noi li formuliamo dopo aver ragionato su un argomento. Trebuie să schimbăm imediat acest mod de a gândi și a recunoaște faptul că principiile le stabilim atunci după ce ne-am gândit asupra unui argument și am făcut anumite considerări. Quindi, quando noi vogliamo dare delle fondamenta, dobbiamo prima ragionare sull'argomento e poi sintetizziamo il principio. Asta înseamnă că atunci când vrem să punem niște baze, niște temelii, trebuie înainte să gândim asupra acestui argument și apoi să tragem niște concluzii care devin principiul, o sinteză a raționamentului nostru. Questo significa seguire un discorso razionale. Asta înseamnă să facem o discuție rațională. Altrimenti parliamo di slogan oppure di frasi belle fatte, tipo dogma, tipo... Altfel vorbim despre slogane sau despre expresii bine făcute, dar care nu ne dau foarte mult. L'altra parola è etico. Celălalt cuvânt despre care vrem să vorbim este etic. Di solito noi pensiamo che etico sia sinonimo di bene, di buono. Obișnuim să credem că cuvântul etic înseamnă ceva bun, ceva care este bine. Allora dobbiamo chiarirci le idee. Trebuie să ne clarificăm. Perché se noi diciamo a una persona il tuo comportamento non è etico, pentru că atunci când spunem unei persoane comportamentul tău nu este etic, non significa il tuo comportamento non è buono. Asta nu înseamnă comportamentul tău nu este bun. E questo deve essere molto chiaro perché se noi pensiamo che etico significa buono, può succedere qualcosa di veramente grave. Trebuie să ne clarificăm foarte bine, pentru că atunci când noi dăm acest înțeles de bine cuvântului etic, s-ar putea să schimbăm într-adevăr lucrurile și să ajungem la niște concluzii foarte grave. Finisco il mio discorso e poi vi faccio un esempio per chiarire bene. Termin discorsul și vă fac un exemplu ca să înțelegeți. Quindi cosa significa etico? Etico significa semplicemente essere libero di scegliere. Etic înseamnă a fi liber de a face o alege. Significa essere consapevole di quello che sto facendo. Înseamnă a fi conștient de ceea ce fac. Quindi un codice etico ci deve rendere consapevoli del nostro modo di agire. Asta înseamnă că un cod etic trebuie să ne facă conștiență de acțiunea noastră. Perché è importante avere questa chiarezza? De ce este important să avem claritatea aceasta? Perché altrimenti noi finiamo per accettare o assolvere anche il male. Altfel ajungem la concluzie de a accepta sau de a justifica chiar și răul. Vi porto un esempio. Și vi fac un exemplu. Se io fossi in Italia parlerei di Hitler, qui invece potremmo dire pensate a un dittatore, mettete voi il nome. Dacă aș fi în Italia, aș vorbi despre Hitler. Aici, în România, puteți să puneți voi numele unui dictator care este mai cunoscut. Se noi diciamo che il loro comportamento non è etico, dacă noi spunem că comportamentul lor nu este etic,
Non stiamo dicendo che il loro comportamento non è buono. Noi non spunem che il comportamento loro non è positivo. Noi stiamo dicendo soltanto che queste persone non sono libere e non sono consapevoli di quello che hanno fatto fanno. Dacă spunem că comportamentul lor nu este etic, spunem că aceste persoane nu au fost libere de a alege sau conștiente de a înțelege ceea ce făceau. E quindi finiamo per assolverle, perché quando una persona non è libera, non è consapevole, non ha neanche la colpa. Și asta, în mod automatic, ne conduce să le justificăm, pentru că dacă un om nu este liber, în mod automat, nu poate să fie vinovat. Quindi, se noi diciamo che un operatore che tratta male un ammalato ha un comportamento non etico, lo stiamo assolvendo. Atunci, dacă eu spun că un angajat se poartă urât cu un bolnav, și spun că comportamentul lui nu este etic, îl justific. Perché vuol dire che in quel momento quell'operatore non è consapevole di quello che sta facendo. Pentru că, de fapt, spun că în acel moment nu era conștient de ceea ce facea. Invece noi ci interessiamo di un codice etico perché l'azione è libera, volontaria e consapevole. În schimb, ne ocupăm de un cod etic pentru că acțiunea trebuie să fie liberă, voită și conștientă. E quindi, qui in questo libro ci sono principi e articoli che ci portano ad agire e a scegliere qualcosa di buono per il nostro agire. Și atunci, în această carte, noi găsim niște reguli, niște articole care ne ajută să acționăm și să înțelegem cum trebuie să acționăm, să alegem cum trebuie să acționăm. Quindi, etico uguale a libertà. Etică este egal cu libertatea. Tutte le nostre azioni sono frutto di una scelta libera. Azioni nostre derivano da una legge libera. Tutto il nostro modo e il nostro comportamento per servire una persona è frutto delle nostre scelte. Modalità nostra e comportamento nostro per cui non riusciamo di una persona deriva da scelte nostre. E allora cosa significa buono? Și atunci ce înseamnă cuvântul bun? Buono significa qualcosa che deve essere fatto. Bun este ceva care trebuie să fie făcut. Ecco perché noi parliamo di libertà. Iată de ce noi vorbim despre libertate. E questo codice ci aiuta ad essere persone libere che scelgono il buono e il bene a servizio degli altri. Și acest cod ne ajută să fim persoane libere care aleg bunul și binele pentru a-i sluji pe ceilalți. Ma questo non solo quando noi siamo a servizio in una comunità come le nostre, come le vostre, ma questo ci è chiesto in ogni momento dove noi viviamo, nella nostra famiglia, per strada, con gli amici. Con tutte le persone che ci relazioniamo, noi dobbiamo essere delle persone che scelgono, quindi delle persone libere. Și asta este valabil nu numai atunci când suntem la serviciu în instituțiile noastre, dar și atunci când suntem în orice clipa vieții noastre, în familie, pe drum, printre prieteni, noi trebuie să știm să fim niște persoane libere. E vedremo quali gravi conseguenze ha quando ci si trova, per esempio, a contatto, a prendere decisioni per un malato da parte di un medico, di un assistente, di qualcuno che deve fare dei servizi anche molto semplici. Ci sta vedendo quali conseguenze ha questo lucro che spune, atunci când vom fi în condiții să luăm niște decizii pentru a ne îngriji de o persoană bolnavă, chiar și foarte gravă. Ci sono quindi delle leggi che mi danno delle norme, ma non basta che io applico queste leggi, ma devo scegliere
di applicare queste leggi. Nu e suficient atunci să am o legislație, dar este necesară să știu, să fiu liberă, să aleg, să aplic acea legislație, nu din obligație, dar dintr-o alegere liberă. Quindi questo primo concetto è la base per poter introdurci in quello che ci dobbiamo dire. Această idee care am exprimat acum este începutul, este baza pentru ceea ce urmează și care va trebui să discutăm astăzi. Quindi chi credeva che agire in un modo etico significasse agire in un modo buono deve cancellare questa formazione mentale. Deci care dintre noi era convinsă că a acționa într-un mod etic înseamnă a acționa într-un mod bun, trebuie să șteargă această idee. Bun, agire in un modo etico significa agire in un modo libero e consapevole. Acționa într-un mod etic înseamnă a acționa într-un mod liber și conștient. Ma perché serve un codice etico? Dar de ce oare avem nevoie de un cod etic? Perché non ci basta soltanto la buona volontà, il voler bene a una persona, a un paziente, a un uomo, per poterlo servire bene? De ce nu poate să fie destul buna voință sau binele pe care îl vrem oamenilor de care ne ocupăm, pentru a putea să-i slujim, să avem grijă de ei într-un mod suficient de potrivit. Per un semplice motivo che è quello che i sentimenti non bastano. Pentru un motiv foarte simplu, care este acela după care sentimentele nu sunt suficiente. I sentimenti non bastano per svolgere una professione fatta bene. Sentimentele nu sunt suficiente pentru a putea să acționăm într-un mod profesional potrivit. E adesso dobbiamo renderci la ragione razionalmente del perché i sentimenti non bastano. Și acum trebuie să ne explicăm acest lucru după rațiune. De ce sentimentele nu sunt suficiente? E quindi ci sconvolgerà anche il concetto di amore. Și atunci o să ne lăsăm un pic bulversați și de ideea de dragoste pe care vă vom explica. Ma poi scopriremo perché tutti, anche le persone che si occupano di una ricerca scientifica, devono tenere da conto questo aspetto. Și vom înțelege de ce toată lumea și cei care se ocupă de cercetare științifică trebuie să țină cont de aceste aspecte. E allora entriamo in questo concetto dove diciamo che i sentimenti sono indiscutibili. Sentimentele sunt ceva despre care nu putem discuta. Sentimenti si hanno o non si hanno? Avem niște sentimente sau nu avem niște sentimente? Quindi agire in base a dei sentimenti è un'opera molto fragile, perché se io non mi sento attratta a fare quella cosa, in quel momento non la faccio. Asta înseamnă că dacă acționăm numai pe baza sentimentelor, acțiunea noastră este foarte slabă, pentru că în momentul în care nu avem niște sentimente, atunci înseamnă că nu facem acea datorie, acea sarcină. Io non posso rimproverare una persona perché non sente attrazione verso un tipo di malato, per esempio. Nu pot să-i reproșez unui om faptul că nu se simte atras de un anumit tip de bolnav. Io posso sentire anche ripugnanza in una situazione o verso un ammalato che in quel momento ha una condizione anche visibile che mi fa ribrezzo, che mi ripugna. Este posibil să mă simt chiar respins de un bolnav care se află într-o condiție și fizică care este foarte puțin plăcută și mă face să mă simt respins de situația aceea. Quindi se io mi basasse sui sentimenti, il mio agire sarebbe molto fragile.
Asta înseamnă că dacă aș pune bază numai pe sentimentele mele, acțiunea mea ar fi una foarte slabă. E allora, che cos'è l'amore? Și atunci, ce este dragostea? L'amore è proprio fare quello che il mio dovere mi impone di fare in quel momento, anche se tutto mi ripugna e tutto mi manderebbe in un altro luogo. Dragostea este faptul de a face chiar acele lucruri care sunt chemat să le fac din datoria, din obligația pe care o am, și atunci când orice mi-ar face să nu le fac, orice ar respinge în mine ideea aceea de a face acel lucru. Quindi un operatore, un medico, un ingegnere, un assistente, di fronte a una situazione di ripugnanza, rimane lì fedele a svolgere la sua professione perché non è governata da un sentimento. Asta înseamnă că un medic, un assistente, un infermier, oricare angajat care are de a face cu un caz de care se simte respins, rămâne acolo și își face datoria pentru că acțiunea lui nu este ghidată de sentimentele. Perché quando ha scelto di assistere, di fare quella professione, ha fatto una scelta per stare vicino a queste persone. Pentru că atunci când a ales să facă acea profesie, a făcut o alegere de a fi alături de acești oameni. È vero che tante volte noi scegliamo di fare una professione perché è l'unico lavoro che troviamo. Este adevărat că uneori noi alegem să facem o profesie pentru că a fost singurul job pe care l-am găsit. Però se siamo delle persone serie, dobbiamo riflettere su questo e convertire le nostre motivazioni. Dar dacă suntem persoane serioase, trebuie să reflectăm, să medităm asupra acestui lucru și să convertim acțiunile noastre. Qual è il motivo? Ce lo dice un filosofo che si chiama Nietzsche. Care este motivul? Ne spune un filosof pe nome Nietzsche. Lui dice così. El spune așa. Ci si guardi dall'essere malati troppo a lungo. Să ne ferim de faptul de a fi bolnavi pentru un timp prea lung. Perché gli spettatori, e gli spettatori sono il medico, l'assistente, l'operatore che lo cura, penso che c'è di lungo noi, fin dei medici, i familiari, anche accedi in famiglia, assistenti, facciamo di parte, però che fanno da spettatori, quindi che guardano, C'è i care iară se exprimă așa ca fiind spectatorii publicul, adică cei care privesc la boala noastră, prima o poi si spazienteranno, perderanno la pazienza, mai înainte sau mai târziu vor pierde răbdarea. Perderanno la pazienza nel dimostrare la loro compassione verso queste persone. Vor pierde răbdarea în a arăta compassionea, mila loro fața de acel bolnav. Perché di fronte a un malato con una malattia che dura negli anni, finché faccia di un bolnav che lui boala durează ani de zile, è troppo faticoso rimanergli vicino. Este prea greu să continuăm să arătăm acea apropiere pe care o am avut-o la început. Capire che se il nostro servizio, la nostra professione è basata su un sentimento, non può durare. Voi înțelegeți că dacă profesiunea noastră, profesionalitatea noastră se bazează pe un sentiment, este ceva care nu poate să dureze în timp. Quando dico che i sentimenti sono indiscutibili, mi riferisco al fatto che non dipende da me sentire o non sentire un'attrazione.
Când spun că sentimentele sunt ceva despre care nu se poate discuta, înseamnă că nu depinde de mine dacă trăiesc sau nu trăiesc anumite sentimente, mă simt atrasă sau respins față de ceva. Per poter esprimere meglio questo, vi porto un esempio di cosa ha confidato un operatore quando presentavamo il codice etico a Roma e dicevamo proprio queste cose. Pentru a fi mai clară supra aceste idei, vă împărtășesc un exemplu care a ieșit în cadrul unei întâlniri de formare supra codului etic în Roma din partea unui asistent de acolo. Portato la sua esperienza di aver accudito il papà negli ultimi mesi di vita e lei mentre accudiva il papà sentiva ripugnanza nel fare alcuni servizi. Questa persona ha vestito come sa o no, non dipende di noi. Ma dipende da noi cosa ci facciamo con quello che io sento. Dar depinde chiar de noi ceea ce facem cu ceea ce simțim. Lavoro rimanendo fedele alla mia profesione, alla mia scelta, oppure mi lascio trascinare da questi sentimenti? Ne lăsăm duși de acele sentimente sau le lăsăm acolo și lăsăm să să aibă o importanță mai mare acea angajare pe care ne-am luat din profesionalitatea noastră. Capite che da questa scelta dipende anche la nostra coerenza nel svolgere la nostra professione e il nostro ruolo tante volte anche nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. Din această alegere pe care o facem depinde și modul în care vom trăi profesia noastră, dar și coerența prin care vom trăi viața noastră și în familie și în comunitățile noastre și peste tot unde avem ocazie să trăim. Questo modo di pensare non significa che siamo contro i sentimenti, ben vengono, tutti li proviamo. Acest mod de a gândi nu înseamnă că noi suntem împotriva sentimentelor sau că sentimentele sunt ceva negativ. Toată lumea are sentimente. Ma sicuramente non possiamo agire guidati dai sentimenti perché finiamo per stancarci, come dice Nietzsche. Dar nu putem să ne lăsăm ghidați de sentimentele pentru că o să ajungem să obosim, așa cum ne spune Nietzsche. Quindi devo avere un comportamento di libertà nella scelta e posso scegliere di fare il mio dovere solo se non sono governata dai sentimenti. Asta înseamnă că eu trebuie să am o atitudine liberă în alegerile pe care le fac și alegerile pot să fie luate într-un mod liber numai atunci când nu sunt conduse de sentimente. Non dobbiamo neanche confondere l'inclinazione verso una professione con un sentimento verso una professione. Nu trebuie să confundăm nici inclinație către o profesie cu sentimentele care ne leagă de acea profesie. L'inclinazione e qualcosa di strutturale dentro di noi. Inclinația este ceva care aparține de structura noastră ca persoană. Il sentimento è qualcosa che psicologicamente abbiamo o non abbiamo verso una o l'altra persona. Sentimentul este ceva care la nivel psihologic avem sau nu avem fața de o persoană. Cum nu putem confundere la libertà di una scelta con la spontaneità? Așa cum nu putem să confundem libertatea unei alegeri cu spontaneitatea. Imaginiamo se un medico, un'infermiera, un operatore facesse determinati servizi solo quando se li sente spontanei di farli. Se ne immaginiamo un medic sau un assistente medicale sau oricine lucrează în domeniul sanitar care ar face anumite servicii numai atunci
Când se simte spontaneitatea în a face acele servicii, când îi vin într-un mod spontan. Ci sarebbero sicuramente dei momenti che gli verrebbe voglia di farli spontaneamente, ma ce ne sarebbero tanti altri che non la farebbe. Cu siguranță vor fi momente în care această spontaneitate l-ar fi și ar ghida acțiunile lui, dar vor fi și foarte multe momente în care această spontaneitate nu există, nu le iese. Quando noi diciamo, mi viene spontaneo agire così. Atunci când eu spun, e spontan pentru mine să acționez așa. Dobbiamo tenere presente che ci possono essere delle cose buone e delle cose cattive che noi facciamo spontaneamente. Trebuie să și ținem cont că ceea ce facem prin spontaneitate poate să fie și negativ și pozitiv. La libertà non va contro la spontaneità, ma non è la spontaneità. Libertatea nu este împotriva spontaneității, dar nu corespunde cu spontaneitatea. E allora che cos'è la libertà? Cosa mi porta a dire scelgo di svolgere la mia professione in questo modo? Și atunci, ce este libertatea? Ce mă conduce să-mi desfășur activitatea mea, jobul meu, într-un anumit mod? C'è libertà ogni volta che c'è un motivo per agire in quel modo. Este libertatea atunci când este o motivație pentru a acționa într-un anumit mod. Ma vedete, anche se c'è un motivo, tante volte il motivo potrebbe essere un buono. Dar să avem grijă că și atunci când este o motivație, acea motivație ar putea să nu fie bună. Quindi io mi devo confrontare con il motivo che emerge per dire se la mia azione è buona o non è buona. Asta înseamnă că eu trebuie să mă confrunt cu motivația pe care o am, să mă gândesc asupra acelei motivații pentru a înțelege dacă e o motivație pozitivă sau negativă. Quindi dire che agire, che agisci per un motivo non significa che agisci bene. Asta înseamnă că faptul că eu acționez ghidată de o motivație nu înseamnă în mod automat că acționez spre binele. Quindi noi dobbiamo entrare in una prospettiva etica del nostro agire. Asta înseamnă că trebuie să intrăm într-o perspectivă etică a acțiunii noastre. Ed etico abbiamo detto che entriamo in una prospettiva di libertà. Adică într-o perspectivă de libertate. E quindi di consapevolezza. Adică de conștiință. Questo discorso di questo nostro modo di agire deve far parte di noi non soltanto nella nostra professione, ma nella nostra vita. Și acest mod de a acționa etic, adică liber, trebuie să facă parte din acțiunile noastre profesionale, dar și din acțiunile noastre, din viața noastră, în afara aspectului profesional. E allora dobbiamo vedere cosa significa agire e fare delle scelte in questa prospettiva di libertà. Și atunci începem să înțelegem ce înseamnă a alege în această perspectivă de libertate. Non credo che noi almeno che siamo qui, non abbiamo il problema di scegliere tra il bene e il male. Este convinsă că noi care suntem aici astăzi nu ne punem problema între alege spre binele sau spre rău. Nu este asta alegerea pe care trebuie să o facem, bine sau rău. Anche perché il male e un non bene. Și pentru că răul de fapt nu este altceva decât o lipsă de bine. Quindi io scelgo, faccio il male ogni volta che non scelgo qualcosa di bene. Și de fapt eu fac rol de fiecare dată când nu aleg ceva bun, ceva spre bine. Noi di solito pensiamo il male da poterlo definire. Noi, în mod obișnuit, încercăm să dăm o definiție a răului.
Invece il male non si può definire perché è qualcosa che non c'è. Dar de fapt răul nu poate să aibă o definiție, pentru că de fapt e ceva care nu există. Noi vediamo la conseguenza di non aver fatto qualcosa di positivo. Ceea ce noi vedem ca răul nu este ceva de consecință, care urmează faptul că n-am făcut ceva bun. Per esempio, se noi abbiamo una parete, abbiamo un buco, de exemplu, dacă avem o gaură în perete, eu îi chiedessi cosa vedete, și eu v-aș întreba ce vedeți, tutti sono sicuri che mi diresti vedo un buco. Toată lumea m-ar spune văd o gaură. Nessuno mi risponderebbe manca un pezzo di muro. Nimeni dintre voi m-ar spune lipsește o bucată de perete. Perché non abbiamo una forma mentale di sapere che il male è un non esserci di qualcosa che ci dovrebbe essere. Pentru că modul nostru de a gândi lipsește de ideea aceasta că răul este de fapt lipsa a ceva care ar trebui să fie. Non so se mi sono spiegata a sufficienza. Non știe dacă s-a explicat destul de bine. E chiaro? Este clar? Ok. Quindi, invece in realtà, se noi sappiamo che il male è un non bene, noi arriviamo a dire c'è un manca un pezzo di muro. Quello è il male, manca un pezzo di bene. In realtà, dacă noi știm că răul este lipsa de bine, atunci am ajunge să spunem lipsește bucata de perete, lipsește binele. E allora noi siamo chiamati a scegliere all'interno di una gerarchia di beni. Noi suntem chiamati să alegem dintr-o ierarhie, dintr-o lista de buni, de valori. Ma scegliere, la parola scegliere, significa alla stessa radice di tagliare. Dar cuvântul a alege are aceeași rădăcină cu cuvântul a taia. E tagliare significa avere il coraggio di decidere, anche forse delle volte in modo crudele, nel momento giusto. A taia înseamnă a avea curaj de a elimina anumite lucruri în momentul potrivit și atunci când este greu. Quindi anche quando scelgo un bene, ne devo lasciare assolutamente degli altri dopo. Și atunci, dacă în lista mea de bunuri, de valori, trebuie să aleg unul, în mod inevitabil trebuie să tai celelalte. Forse non ci siamo accorti, ma tutti i nostri conflitti all'interno del mondo del lavoro, di una comunità, di un mondo anche diciamo sociale, dipende che ciascuno di noi ha una gerarchia di beni diversi. È possibile che non ne andiamo seama dal toate conflictele noastre in medio professionale, in famiglie, comunità e așa mai departe, depinde de faptul că fiecare dintre noi are o ierarhie, are o prioritate diferită de bunurile pe care vrea să le aleagă. Gli esempi possono essere tanti e anche all'interno delle famiglie i contrasti più forti sono per una gerarchia di beni diversi. Chiar și în cadrul familiei, tensiunile cele mai mari sunt din cauza faptului că ne dăm priorități diferite asupra unor valori sau bunuri. Portiamo degli esempi molto semplici. Facem exemple foarte simple. Prendiamo in una comunità e uno in un qualsiasi gruppo. Facem un esempio dintr-o comunitate și din oarecare grup. In una comunità c'è l'orario, ci sono alcuni compiti da dover fare, c'è un lavoro da svolgere e per gli operatori può essere importante una cosa, per la direzione può essere importante un'altra. Într-un mediu de lucru, într-o instituție, de exemplu, este un program, sunt anumite sarcini care trebuie rezolvate,
și pot să fie anumite lipsuri de acord sau neînțelegeri între angajați și directorii în vederea respectării acestor sarcini și programe. Pensiamo semplicemente ai problemi che sorgono per un orario, per un programma di orario. Să ne gândim, de exemplu, câte probleme pot să apară atunci când trebuie să stabilim un program de lucru. Perché uno pensa agli impegni che ha in famiglia, agli impegni personali, dall'altra parte si pensa a servire per esempio la cena in un determinato orario perché per l'ospite va bene quell'orario e questo può contrastare. Și atunci ne gândim o parte poate să se gândească la problemele ei de acasă și nu-i convine un anumit program pentru care anumite probleme, problematice în viața personală, dar în partea cealaltă sunt necesitățile beneficiarilor acțiunii care au nevoie de un anumit program pentru buna desfășurare a activităților în cadrul instituției. Questo dice che gerarchia di beni abbiamo, perché se metto al primo posto il paziente, poi metto l'organizzazione, noi cambiamo la programmazione. Și atunci aici este vorba de alege între prioritățile pe care ni le dăm. Dacă pe primul loc punem beneficiarii sau pe primul loc punem organizația noastră personală, adică modul în care ne organizăm nevoile noastre. In un ospedale, se al primo posto non c'è il paziente, ma ci sono per esempio le risorse economiche che non si hanno, si capovolge il servizio che viene fatto. De exemplu, într-un spital, dacă pe primul loc nu este pacientul, ci resursele economice, materiale, care nu sunt, în mod automat, tot sistemul este bulversat, este dat pe dos. Noi in Italia, per esempio, abbiamo avuto un periodo in cui c'erano le casse dello Stato vuote per quanto riguarda l'aspetto sanitario e alcuni non potevano comprarsi delle medicine. In Italia, ad esempio, ha fost o perioada in care fonduri pentru domeniul sanitario din partea statului nu mai erau și spitalele nu mai erau în stare să-și achiziționeze medicamente, dar voi știți foarte bine că asta e normalitatea în foarte multe spitale de aici. Questo cosa significa? Il primo posto è la risorsa economica, poi viene il paziente. Asta înseamnă că pe primul loc atunci a fost pusă resursa economică și în al doilea loc a fost pus pacientul. Per le risorse economiche bisogna guardare ciò che è essenziale e ciò che è secondario. Pentru ce ține de resursele economice, trebuie să privim ceea ce este esențial și ceea ce este secundar, adică poate să vină în al doilea loc. Quindi nella gerarchia di beni non vado a chiedere delle cose secondarie se so che le risorse economiche sono ristrette. Și atunci în acea ierarhia a bunurii, eu nu pot să cer lucruri secundare, lucruri de mai puțină importanță atunci când știu că nu se face față la lucruri esențiale. Quindi anche questo aspetto di adeguarsi alle risorse da una parte è indice della nostra gerarchia di bene e dall'altra però l'operatore deve avere occhio a queste risorse perché deve chiedere l'essenziale. Și acest aspect a bunurilor materiale face parte din această ierarhie de bunuri, dar angajatul trebuie să aibă în vedere care este situația materială, în așa fel că te poate să așeze și el lista lui de prioritate în funcție de situația pe care este. Iar ora, dopo una pausa di 10 minuti, dobbiamo vedere come noi, in un modo libero, facciamo delle scelte.
Și atunci, după ce vom face o pauză de 10 minute, vom vedea cum vom putea, cum putem să facem niște alegeri libere într-un mod conștient. Come facciamo delle scelte anche quelle giornaliere? Cum putem să facem alegerile noastre și de fiecare zi? Perché non possiamo pensare che ogni piccola cosa noi facciamo tutto un ragionamento mentale per scegliere. Pentru că evident că nu facem un raționament mental pentru fiecare mic lucru pe care îl alegem zilnic. Immaginate, abbiamo la patente per guidare, se ogni volta dovessimo pensare adesso metti il piede nella frizione per cambiare la marcia. Ar fi cum dacă noi atunci când conducem mașina ne-am gândit într-un mod rațional la fiecare mișcare pe care o facem în mașină. Quindi liberamente scelgo di prendere la macchina e di andare dove andare. Poi ormai è diventato automatico. E ceva care a devenit automat, partea de alegere legată numai de faptul că aleg să iau mașina și să merg undeva. Però lo vedremo dopo, così vediamo che cosa ci porta a scegliere e quando siamo coerenti con la nostra professione e quando invece non siamo coerenti con la nostra professione. Ceea ce vom vedea este ce ne trebuie să ne ducă, să ne conducă în alegerile noastre și când putem să fim coerenți cu profesiunea noastră, profesia noastră, sau când lipsește această coerență. E allora facciamo 10 minuti di relax. Avem 10 minute de pauză aici în sala. Questo significa agire in una prospettiva di libertà. Vorbeam despre ce înseamnă acționa într-o perspectivă etică, adică de libertate. Facciamo un altro passo in avanti e diciamo che ogni nostra scelta segue un giudizio di coscienza. Fiecare alegere a noastră urmărește o judecată de conștiință. Ma che cos'è la coscienza? C'è stata una coscienza. La coscienza non è la vocina che sento dentro, forse come si dice, sento questa vocina che mi fa fare una cosa o un'altra. Conștiința nu este o voce interioară care mă spune să fac un lucru sau altul. In realtà un giudizio di coscienza mi porta a valutare oggettivamente una situazione. O giudicata di conștiința mă ajută să evaluez într-un mod obiectiv orice situație. E coscienza significa cum scienția. Cuvântul coscienza, conștiința, înseamnă cum știința. Quindi devo conoscere delle cose per poter valutare e decidere. Trebuie să cunosc anumite lucruri pentru a putea să le evaluez și să iau o decizie, o hotărâre. Quando dico devo conoscere, devo stare attenta perché molte volte noi confondiamo la conoscenza con la valutazione. Trebuie să fim atenți să nu confundăm cunoștința cu o evaluare, cu o judecată pe care o putem să o dăm. Quindi la conoscenza mi implica una descrizione della situazione. Conoscenza implica o descriere la situazione. E dopo valuto. Dopo quale forse evaluare. Portiamo un esempio molto semplice. Facciamo un esempio semplice. Io passo da vicino a Suor Vittoria e mi prendo il suo cellulare e me ne esco fuori. Sora Michela trece lângă Sora Victoria și cu nonșalant se ia din buzunarul telefonul și iese afară. Sora Victoria e impegnata a fare le fotografie e non si accorge di niente. Sora Victoria face pozele și nu își dă seama de ce se întâmplă. Se io mi chiedessi cosa ho fatto? Dacă ea v-ar întreba ce a făcut, ce răspundeți?
Provate a rispondere. Cercate di rispondere. Ci ha fatto questa Michela. Normalmente, cosa fate? Ho preso una cosa che non è sua. Ho preso una cosa che non era mia. Poi? Altre idee. Altro colore? Altro? Così? Anche se non può dare nota. Non ha fatto il cuore di cui esce. Ha guardato il telefono, ci ha applicato. Ha detto che hai usato il telefono perché ha fatto le foto per il telefono. Ci ha guardato il telefono, ci ha applicato. Ci ha fatto così. Ha rubato. Ho rubato le foto. Ho rubato. Bene, ma ancora? Ci va? Può essere una cosa di conoscenza o di confidenza? Come? Può essere anche un fatto di confidenza. Io conosco sua Vittoria, so dove c'è il telefono, mi permetto di prendere. Può essere fece un gesto da autorità conoscenze, fatto lei ne deduce che questo gesto significa che tra me e sua Vittoria c'è una confidenza. Ce ne va, può essere deduca il fatto che sua Michela ci sua Vittoria a poter essere più conoscenza di sua natura che a poter essere fa conoscenza. Questo è un altro caso ancora. Poi avete altre idee? Poi, ha fatto uno scherzo. Ho fatto uno scherzo. Come? Possiamo dire che non ho visto niente. Chi può dire che non ho visto quando ho fatto il telefono? Lei dice non ho visto. Se può anche spugni che non sa vosotto, ci ha fatto. No, io sto dicendo che cosa è successo. Voltrava c'è stato un blato. Ha approfittato di un momento di disattenzione. Io sono un'approfittatrice. Io sto profittuale. Allora, guardate quante cose sono venute fuori. È bellissimo che è molto lucro che ha spostato lo scopens. Che sono un giocherellona che ha fatto uno scherzo. Che faccio il glume. Che sono una approfittatrice. E un profittuale. Che sono una ladra. E un hoz. Cioè, ne è venuto fuori. Poi c'è una espressione invece che... Tutte queste cose che cosa sono secondo voi? Avete descritto o mi avete valutato? Voi credete. Qualcuno ha detto anche sua Michela ha confidenza con sua Vittoria, si può permettere anche questo. Voi credete che ha potuto descrivere stavo a giudicato. Ce ne va che ha spusso sua Michela o conosce che sua Vittoria ci può se ci permetta se fa così ceva. Ați descris sau ați judecat? Avete giudicato, la risposta che descrive è quella che ha detto una di voi, hai preso una cosa non tua. Descrierea ha fatto numai una di voi atunci când a spus ai luat un lucru care nu era al tău. Quindi la prima cosa che si fa nel poter fare un giudizio di coscienza non è valutare quello che hai davanti, ma descrivere quello che è successo. Primo lucro che adesso faccio atunci când faccio una giudicata di conoscenza non este a giudica o azione, ci a descrivere. Questo significherebbe come se un medico che ha davanti uno che ha la febbre diciamo una polmonite però non ha fatto nessuna analisi. Anzi con un medico aveva di faccia un paziente con febbre ci ha spune alle pneumonie fuori se gli fatta niente un paio di investigazioni. Non si esprime un giudizio valutativo senza una descrizione prima. Non si può esprimere o giudicata care evaluează o situație atunci dacă acea situație n-a fost descrisă și analizată. Forse non ci abbiamo pensato, ma i nostri conflitti
dipendono anche da questo. Quante noi danziamo dal conflitto delle nostre, quante delle dipende da questo problema. Una persona mi dice una cosa a metà perché non me la vuole dire tutta. O persona spune ce va mai pe jumătate, că nu vrea să ne spună chiar pe tot. E noi diciamo sei bugiardo. Și noi spunem, ești o mincinoasă. Non sappiamo il motivo per cui non mi dice l'altra metà. Non știm motivul pentru care nu ne spune chiar tot adevărul. Quindi noi interpretiamo quello che c'è nell'altro. Noi interpretiamo ciò che è in persona cell'altra. Adesso non ricordo, ma uno di voi per esempio ha detto: Suor Michela ha preso il cellulare perché è in confidenza con Suor Vittoria. Cineva dintre voi ha spus: Suor Michela ha luato telefonul fiindcă că o cunoaște bine, este apropiata cu Suor Vittoria. È una deduzione impropria che noi facciamo dell'altro. Este o interpretare neapropiată pe care o facem despre cealaltă persoană. Tante volte i nostri rapporti nelle comunità, nel mondo del lavoro, nei nostri rapporti professionali vengono a essere intaccati proprio perché noi valutiamo subito l'altro. De foarte multe ori, relațiile noastre în cadrul serviciului, comunității, familiei, sunt amenințate chiar de faptul că trecem imediat la o judecată. Questo significa che la descrizione nella mia scelta di libertà, quindi nella mia scelta morale, viene sempre prima della valutazione. În alegerea mea morală, descrierea situației trebuie să vină mereu înainte de a judeca situația. Poi io devo conoscere quello che è di mia competenza conoscere. Eu trebuie să cunosc ceea ce este competența mea să cunosc. L'ignoranza di quello che mi compete sapere non è permesso. Nu este permis să ignor ceea ce este de datoria mea să cunosc. Se eu nu cunosc efectul de una medicină, nu succede niente, nu e un meu compito profesional cunoscerlo, perché eu nu sunt ministru farmaci. Dacă sora Michela, de exemplu, nu cunoaște efectele unui medicament, nu se întâmplă nimic, nu este de competența ei să administreze medicamente. Ma imaginate cosa può succedere se un medico, un'infermiera, non conosce l'effetto di quella medicina. Dar gândiți-vă care poate să fie consecința atunci când este un medic sau un asistent medical care nu știe efectele unui medicament. Quindi un giudizio di coscienza va fatto. Sapendo quello che devo sapere, deci o judecată de conștiință trebuie făcută, cunoscând ce este în datoria mea să cunosc, e poi agendo prima con la descrizione, și acționând înainte prin descrierea fenomenului. Quando queste idee chiare, io agisco. E questo si chiama giudizio pratico di coscienza. Atunci când eu am aceste două elemente clare, pot să acționez. Și acțiunea se numește judecata practică de conștiință. Nella libertà mi viene chiesto di fare questa azione dentro di me. În libertatea, asta este acțiunea care mi se cere să fac, procedeul care mi se cere să respect. E noi siamo chiamati a dover scegliere secondo coscienza, secondo tutto questo dinamismo che vi ho detto, sia a livello personale, quindi a diretto contatto con l'altro, e sia in un contesto sociale. Și acest procedeu de libertate de care am vorbit trebuie aplicat fie la un nivel personal de relație cu celălalt, fie la un nivel social mai largit. Perché noi agiamo, ci muoviamo in un contesto
che su questo libro trovate definito come liberalismo dell'indifferenza. Contextul social în care noi acționăm este denumit în codul etic liberalismul indiferenței. Che cosa significa liberalismo dell'indifferenza? Ce înseamnă această expresie? Significa che vale tutto. Tot este bun. Aborto o non aborto, eutanasia o conservazione in vita, qualsiasi cosa è valido perché ciascuno in nome di questa libertà. Ce înseamnă asta? Că eu pot să aleg spre abort sau nu, spre viață sau nu, spre eutanasia sau nu, tot este admis în numele libertății. Ma che cos'è l'indifferenza? Dar ce înseamnă cuvântul indiferența? Noi tante volte possiamo pensare che è il contrario dell'amore, è l'odio. De multe ori gândim că opusul dragostei este ura. Quindi non ti amo, ti odio. Dacă nu te iubesc, te urăsc. In realtà sia l'amore sia l'odio sono una forma di legame differente, ma se sempre all'interno di un legame. Fie dragostea, fie ura, în realitate, sunt tot expresii unei legături, unui legământ. L'unico contrario dell'amore è l'indifferenza. Singur opusul al dragostei este indiferența. Non ti vedo neppure. Nici nu te văd, nu te iau în considerare. Tante volte uno dice, no, preferirei essere disprezzata che ignorata. De foarte multe ori ne gândim că am preferat să fim disprețuiți decât a fi ignorați. Perché quando sono indifferente, per me esisti o non esisti, è la stessa cosa. Pentru că dacă am o atitudine indiferentă, este același lucru dacă tu existi sau nu existi, nu schimba cu nimic. Ma questo ci implica anche dover pensare, per esempio, che in un contesto di liberalismo dell'indifferenza noi ci preoccupiamo solo a tollerare e quindi ci educhiamo alla tolleranza. In questo contesto sociale a liberalismo indifferente, sei noi ne antrenam să tolerăm, ne educăm să ne tolerăm. E quindi noi pensiamo che la tolleranza è una cosa positiva. Și am ajuns să credem că această toleranță este chiar o valoare pozitivă. Ma vedete, chi di noi dovrebbe essere tollerato? Care dintre noi și-ar dori să fie tolerat? Io dalle mie consorelle non vorrei essere tollerata. Ea n-ar vrea să fie tolerată în comunitatea ei. Quindi significa che la toleranza è proprio l'ultima cosa perché non posso fare nient'altro. Asta înseamnă că toleranța e chiar ultimul lucru fiindcă nu pot să fac mai puțin de atâta. E non si tollera il bene. Non si può tollerare bene. Io non vorrei essere tollerata, ma desidero essere amata, voluta bene. E quello che si desidera, si ama, si cerca. Binele se dorește, se iubește, se caută, non se tollerează. Per esempio, il rapporto interreligioso non è una tolleranza l'uno con l'altro, è un dialogo cercando i punti comuni. De exemplu, relația între diferite religii nu este o tolerare între unii și alții. Trebuie să fie un dialog în care se caută niște puncte în comun. Quindi la toleranza e l'ultimo gradino dove io mi arrendo. De fapt, toleranța este ultim element înainte să mă las. De lupta. Dobbiamo educare alla tolleranza, ma dobbiamo sapere anche che stiamo agli estremi delle nostre possibilità.
trebuie să știm atunci când educăm la toleranța că suntem chiar la limita posibilităților noastre. Il liberalismo, quindi, dell'indifferenza ha portato anche a un concetto di capitale umano, per esempio. Acest liberalism al indiferenței ne-a arătat, ne-a învățat și o idee legată de capital uman. Quante volte noi quasi siamo orgogliosi di dire abbiamo un capitale umano nelle nostre mani? De câte ori noi ne mândrim cu faptul că avem în instituțiile noastre sau pe lângă noi un capital uman? Dopo che vi ho spiegato che cosa può significare capitale umano, vi chiederò se vi piace l'espressione di capitale umano. Dopo ce vă voi explica ce înseamnă această expresie, o să vă întreb dacă vă place să fiți considerați un capital uman. Il capitale umano fa riferimento al capitalismo. Capital umano face riferire al capitalismo. E il capitalismo non appartiene a tutti, ma solo ad alcuni. Și capitalismul nu aparține tuturor, dar numai la o parte din oameni. Nel capitalismo c'è chi vince e c'è chi perde. În capitalismo este cine câștigă și cine pierde. Un capitale richiede sempre che qualcuno lo compri e che lo faccia fruttificare. Un capitale cere întotdeauna că cineva să-l cumpere și să-l pună în valoare, să-l facă scotă bani din el. Un capitale deve essere venduto. Un capitale trebuie vândut. E se nu lo vendi, non vale. Și dacă tu nu-l vinzi, nu are nicio valoare. Noi oggi, molti sono dei capitali umani e devono vendere la loro immagine. Am ajuns astăzi la o situație în care mulți dintre noi sunt un capital uman și trebuie să vindă imaginea lor. Pensiamo a quanti giovani devono vendere la loro immagine per poter essere, per poter avere un posto di lavoro. Se ne gândim la câți tineri astăzi trebuie să vindă imaginea lor să reușească să obțină un loc de muncă. Quindi non vale tanto quello che sanno fare, ma come si presentano, capelli lavati, belli aggiustati, altrimenti c'è un certo rifiuto. Și nu contează foarte mult ce știu să fac sau ce cunosc, dar modul în care sunt aranjați atunci când se prezintă. Non sto facendo l'elogio alla sporcizia, ma sto dicendo che non ci si può vendere per poter avere riconoscimento di quello che io sono. Sora nu vrea să laude faptul de a fi neîngrijiță, dar vrea să pun accentul asupra faptului că nu putem să ne vindem pentru a oferi ceea ce suntem noi, pentru a pune în valoare ceea ce suntem noi. E quindi se un capitale a tutto questo e ciò che in realtà non produce e non ha un riscontro economico, purtroppo, nella nostra società non vale. Și atunci, dacă noi vedem omul ca și un capital uman, ce înseamnă că cel dintre noi care nu produce, care nu are o valoare în acest sens material, înseamnă că în societatea noastră nu are loc. Se noi accettassimo l'espressione di capital umano, dovremmo già avere una grande fetta della società che dovrebbe essere scartata. Dacă noi am acceptat această idee de capital uman, deja o bună parte din societatea noastră ar trebui să fie eliminată, dată la o parte. A voi piace un'espressione di capitale umano? Vă place expresia aceasta de capital uman? Neanche a me. Nici mie. Quindi vi auguro di non usare mai l'espressione capitale umano. Și vă doresc să nu folosiți niciodată această expresie. Invece è molto bello pensare a una risorsa umana. În schimb, este frumos să ne gândim la o risorsă umană. Ma voi potresti dirmi, non tutti siamo una risorsa. Dar voi ați putea să-mi spuneți că nu toți suntem o risorsă. Non tutti siamo una risorsa producendo economicamente, è vero.
E ha devorato che non torni su un temore solsa dopo ha fatto il contropuccio non ci va vale per prevedere economica. Ma vi assicuro che tutti siamo una risorsa per il concetto di persona umana che vedremo fra poco. Dal assicuro che tutti sono temo risorsa umana dopo idea a persone umane che tale vuoi spiegare in colo. A me piace molto uno studio che ho fatto alcuni anni fa quando sono riuscita a scoprire che anche il nemico è una risorsa per me. Io penso che porti molto cercetare per care am făcut a câțiva ani, care m-a dus să înțeleg că și dușmanul este o resursă pentru mine. Allora uno si chiede, come può essere una persona che mi è nemica personalmente essere una risorsa nello stesso tempo? Și atunci mă întreb, cum poate o persoană care mi este dușman într-un mod direct să fie în același timp și o resursă pentru mine? Nu sto parlando da un punto di vista spirituale, perché quello si capirebbe subito perché è una risorsa. Nu vorbesc de un punct de vedere spiritual, pentru că asta ar fi foarte ușor de explicat. Per me l'altro è una risorsa quando viene dico, perché mi obbliga a mettere in contatto con me stessa e rivedere la mia vita. Dușmanul este o resursă pentru mine pentru că mă obligă să revăd viața mea și să o repun în mișcare. Mi obbliga a pormi degli interrogativi che cosa ha prodotto questa inimicizia. Mă obligă să mă întreb ce a putut să producă, să fie sursa acestei dușmanii. E quando mi chiedo il perché mi è nemica, și atunci când mă întreb de ce mi este dușman, mi viene fuori che forse mi è nemica perché non la pensa come me. Trag concluzia că poate mi este dușman pentru că nu gândește ca și mine. Oppure mi è nemica per una serie di motivi psicologici. Sau mi este dușman pentru mai multe motivații de ordin psihologic. Allora, vedete, se mi è nemica perché non la pensa come me, dobbiamo distinguere che alcune volte la inimicizia è buona. Atunci, dacă motivul dușmaniei este faptul că nu gândește ca și mine, trebuie să tragă concluzia că dușmania uneori este chiar ceva pozitiv. Un politico che accetta l'eutanasia è bene che sia un mio nemico. De exemplu, un om politic care este de acord cu eutanasia este foarte bine să fie dușmanul meu. In questo caso voi vi rendete conto che è un nemico pubblico. Dar voi o să vă dați seama că de fapt este dușmanul public. Perché contrario alle mie convinzioni. Pentru că este împotriva convingerilor mele. Quello che noi diciamo, il peccato è il peccatore, no? In un gergo, quando diciamo io perdono i peccatori, però il peccato è un'altra cosa. Atunci când noi spunem că iertam păcătosul, dar nu iertam păcatul. Quindi, tu, a livello personale, per me non sei un nemico perché mi poni in una situazione di interrogazione. Vado a vedere il contenuto e diventi un nemico che tutti possono sapere che sei mio nemico. Deci tu la un nivel personal nu ești dușmanul meu pentru că această diferență între noi mă conduce să mă repun în joc. Dar atunci când privesc motivațiile, atunci descoper că tu de fapt ești un dușman comun, public, la toată lumea, pentru că motivațiile tale sunt împotriva tuturor. Quindi tante volte possiamo avere dei nemici e le situazioni per cui siamo nemici possono essere anche evidenti. Atunci, de multe ori putem să avem niște dușmani și motivațiile acestor dușmanii pot să fie chiar evidente. Quindi è chiaro che siamo delle risorse anche in situazioni estreme come queste.
Deci noi putem să fim o resursă și în situații extreme ca și acesta. La conseguenza di considerare l'altro un capitale umano ha portato le femministe a dire, per esempio, che loro, noi donne, il corpo è mia proprietà. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Per faptul că omul este considerat un capital uman, a adus mișcarea feministă să ajungă la expresie precum că trupul este al meu, așa spuneau feministe în anii trecuți, trupul este al meu. Come se avessimo il corpo da una parte e la persona dall'altra. Cum dacă ar fi o despărțire între trup și persoană. In realtà io non ho un corpo. In realtà io non ho un corpo. Io sono il mio corpo. Io sono troppo il mio. Questa è una grande conseguenza di come trattiamo il corpo dell'altro. Dacă înțelegem acest lucru, o să aibă o mare consecință asupra modului în care vom trata trupul altuia. Ma prima di passare alle conseguenze, vi vorrei far prendere coscienza di questa affermazione, che io sono il mio corpo. Aș vrea să luați conștiință foarte bine asupra acestei afirmații, după care eu sunt trupul meu. Con un esempio molto semplice che definisco così. Se io batto la mano su questo tavolo, la mia mano incontra un corpo rigido. De esempio, dacă eu bat palma pe masă, palma mea atinge altceva, o structură rigidă, masa. Quindi c'è un toccante che è la mano e c'è un toccato. Este uno care atinge și unul care este atins. Ma se io faccio così, dar dacă eu bat palma cu palma, il toccante coincide con il toccato. Cel care atinge este același lucru cu cel care este atins. Quindi non c'è un soggetto e un oggetto facendo così. Non abbiamo un soggetto e un oggetto all'azione. Quindi significa che il corpo sono io. Trupul sunt eu. Allora questo ci porta a dire che quando noi, per esempio, ci avviciniamo a un ammalato, specialmente se è un ammalato molto grave, e lo vediamo, nell'esempio più semplice che succede, no? Quando facciamo assistenza domiciliare, assistenza nelle nostre case di anziani, all'interno anche delle nostre famiglie, quando mi avvicino all'altro, al corpo dell'altro, a secondo di come io tratto il corpo, significa che io tratto la persona. Atunci, asta ne ajută să înțelegem că atunci când îngrijim, de exemplu, o persoană bolnavă, atunci când suntem în activitățile noastre, modul în care eu mă îngrijesc de acel corp depinde de modul în care eu consider, în care evaluez valoarea persoanei. Questo significa che più una persona è grave, più io posso esprimere tutta la mia attenzione verso la persona trattando bene il suo corpo. Cu atât mai mult o persoană este grav bolnavă, cu atât mai mult eu pot să-i demonstrez grija pe care o am față de ea, îngrijindu-mă de trupul ei. E qui la causa, per esempio, di quando si entra in una stanza di un ammalato, bussare, chiedere permesso, dire buongiorno, presentarsi. Iată de ce când intro în camera unui bolnav, chiar și grav, bat la ușa, cer voie să intru, salut, mă prezint. Noi forse lo facciamo quando l'altro ci risponde, ma se abbiamo un paziente grave che non parla, non apre gli occhi ed è solo in un letto, io ho molti dubbi che lo facciamo. În mod obișnuit facem asta atunci când avem de-a face cu un pacient conștient care ne răspunde. Dar să ne întrebăm ce facem când acel pacient nu ne înțelege, nu ne vede, nu răspunde. Pentru că noi abbiamo l'idea che lì ci sia un corpo che non reagisce.
Ideea noastră este că avem de față un corp care nu reacționează. Questo potrebbe essere valido se la persona non fosse il suo corpo. Asta ar fi valabil dacă persoana nu ar coincide cu trupul. Invece non ce lo possiamo permettere perché dove c'è un corpo vivo c'è una persona viva. În schimb, nu putem să ne permitem așa ceva pentru că acolo unde este un corp viu, este o persoană vie. E allora, per poterci prendere cura della vita, dobbiamo togliere dalla mente che il corpo è una proprietà, che noi siamo un capitale e che quindi possiamo essere oggetto di merce. Și atunci când vrem să ne îngrijim de viață, trebuie să scotem din mintea noastră ideea că corpul este o proprietate, că noi suntem un capital uman și că putem să fim obiect de cumpărare și vânzare. E alla luce di questo dobbiamo valorizzare tutti i piccoli gesti che noi facciamo verso la persona. Și dacă înțelegem asta, înseamnă că trebuie să fim foarte atenți asupra oricărui mic gest pe care îi oferim acelei persoane. Non dobbiamo confondere ciò che è invalibile da ciò che è incurabile. Non trebuie să confundem ceea ce nu poate fi vindecat cu ceea ce nu poate să fie tratat. Ci possono essere delle malattie inguaribili, ma sempre delle malattie che hanno bisogno di cure. Și dacă suntem de față cu o boală nevindecabilă, acea boală poate să aibă, întotdeauna are nevoie de un tratament. Dobbiamo anche modificare il nostro concetto di considerare la malattia e la sofferenza. Trebuie să și modificăm modul nostru de a ne gândi la boală și la suferință. Eu parlo da un punct de vista raționale, nu spirituale. Ce vă spun nu este de un punct de vedere spiritual, este de un punct de vedere rațional. Non è giusto pensare la malattia e la sofferenza come un valore. Nu este corect, de un punct de vedere rațional, să gândim la boală și la suferință ca și o valoare. Se fosse un valore, tutto dovremmo andare a volere malattie e sofferenza. Dacă ar fi o valoare, toată lumea ar vrea să caute, să aibă o suferință și o boală. Chi cerca di noi la malattia e la sofferenza? Siamo onesti. Care dintre noi caută așa ceva, să fim sinceri? La malattia e la sofferenza bisogna combatterla. Boala și suferința sunt ceva care trebuie luptat împotriva. E allora, quando c'è una malattia e una sofferenza, dove sta quello che noi chiamiamo valore? Și atunci, când suntem de față cu o boală sau o suferință, sicuramente non sta dentro la malattia e dentro la sofferenza. Valoarea nu se află în boală sau în suferință. Ma il valore sta in che cosa ci faccio io con quello che mi è capitato. Valoarea este acolo când mă ocup de ce fac eu cu ce mi s-a întâmplat, când înfrunt problema. Io combatto la mia malattia, ma questo stato di malattia come lo vivo? Io mă lupt împotriva bolii, dar acea stare de boală, cum o înfrunt? E poi c'è differenza tra sofferenza e dolore. Și apoi avem o diferență între suferință și durere. Il dolore è legato a una componente materiale. Durerea are componente de tip material, fizic. Io ho mal di testa e medico mi dà una pastiglia. Mă doare capul, dolore. Mă doare capul și doctorul îmi dă o pastiglia și mă alina durerea. Poi questa mal di testa mi è venuto perché la mia consorella mi ha trattato male, mi ha tolto il dolore fisico, ma mi è rimasta la sofferenza dentro. Faptul că această durere de cap mi-a venit fiindcă o soră de-a mea m-a jignit,
Acea pastilă m-a luat durerea de cap, dar mi-a lăsat suferința în suflet. Ecco perché gli operatori sanitari devono avere la competenza professionale per alleviare il dolore, ma devono avere anche la sensibilità per comprendere la sofferenza dell'altro. Iată de ce angajații care lucrează în opere de calitate trebuie să aibă competența profesională pentru a aduce alinare la durerea fizică, dar trebuie să și aibă sensibilitatea pentru a înțelege suferința. Tante volte nelle comunità, nella famiglia, siamo anche molto bravi a alleviare il dolore. De multe ore, fie în profesia noastră, fie în familie, putem să fim foarte buni în activitatea aceasta de a alina durerea. Chiamiamo 10 volte il medico. Chiamăm doctorul de 10 de ore. Però non ci siamo accorti della sofferenza che c'è dentro quella persona. Dar non abbiamo osservato sofferenza care sta afflando persona. Ecco perché anche tutti gli studi umanistici che gli infermieri, i medici hanno aperto in questi ultimi anni. Proprio per questo motivo di sofferenza e dolore. Iată de ce în ultimii ani și medici și asistenți medicali s-au deschis cu mai mare atenție la acest aspect al suferinței. Al medico si chiede la sua competenza profesionale, ma si chiede anche questa sensibilità verso l'ammalato. Doctorului este cerut să aibă o competență profesională, dar și să aibă o sensibilitate în fața de cel bolnav. Naturalmente non dico che la sensibilità supplisce la competenza, perché io da un medico voglio prima che capisca bene la malattia che ho, e poi se riesce a capirmi anche nella sofferenza che mi produce quella malattia, mi sento ancora più sollevata. È evidente che la sensibilità non può essere sufficiente, perché io quando mi duc la un dottor vreau să fie competent să vindece boala în primul loc. Dar sigur, dacă are și o sensibilitate față de mine, o să mă simt mai bine tratat de acel doctor. Un esempio molto semplice. Facem un exemplu simplu. Alcuni anni fa ho accompagnato una mamma che aveva un bambino di un anno a una visita medica perché questo bambino non si riusciva a capire cosa avesse. Acum câțiva ani am însoțit o mamă cu un copil de un an să facă un consult medical pentru că copilul suferea de o boală pe care nimeni nu o înțelegea. Questo medico a detto, dopo aver fatto le analisi, signora, sul suo bambino non c'è niente da fare, il suo bambino morirà presto. Doctorul a făcut niște investigații și apoi a spus mamei, doamna, îmi pare rău, dar nu este nimic de făcut, copilul dumneavoastră se moare în data. Il mio compito finisce qui. Datoria mea se termină aici, n-am ce să fac mai mult. Questi genitori non si sono arresi e l'abbiamo portato in Francia. Acești părinți nu s-au lăsat și copilul a fost dus în Franța. Abbiamo trovato questo specialista che gli ha detto, signora, purtroppo il suo bambino avrà una vita breve, ma lei non si arrenda. Vedrà che la vita continua. Ha preso coraggio. Ha visitato poi un specialista, un dottor, che gli ha detto, din păcate, copilul dumneavoastră o să aibă o viață scurtă, dar nu vă lăsați viața, o să continue, să aveți curajul și să nu vă lăsați. Mentre con il primo medico sono stata io ad aprire la porta a questa mamma, con questo secondo medico è venuto lui ad accompagnarci alla porta ed accompagnarci fino alle scale per quasi ci volesse accompagnare in questa sofferenza e in questo dolore. Când am fost la primul medic, am fost eu care i-am deschis ușa mamei că să iasă din cabinet și să plece. Cu al doilea medic, a venit, ne-a însoțit chiar până la scări, a deschis ușa, ne-a însoțit până la scări, cum dacă ar fi vrut să însoțească suferința acelei mame. Capiamo la diferență, tutti e due medici profesionalmente preparati, tutti e due hanno dato una diagnosi
terribile, ma quale differenza per quei genitori. Amândoi medici au fost pregătiți profesional vorbind, amândoi au dat un diagnostic corect și foarte crud, dar care a fost diferența între ei pentru acei părinți care au avut de face cu ei. Quindi non abbiamo niente da dire sulla competenza, ma sicuramente sul liberalismo dell'indifferenza del dolore degli altri, sì. Deci non abbiamo nimic de spus legat de competența și cunoștințele lor, dar despre liberalismul indiferenței care a fost pus în practică, sigur, da. Tutto questo che avviene, appunto, ci devono far dire che la persona è al centro del nostro operare. Tot ce am spus până acum trebuie să ne conducă să spunem că persoana trebuie să fie în centrul acțiunii noastre. Ma c'è anche da dire che il tutto si sviluppa all'interno di una relazione. Și totul se dezvoltă în cadrul unei relații. Ma se io mi chiedessi, è positiva o negativa il fatto di dipendere da qualcuno? Vreau să vă întreb, considerați pozitiv sau negativ faptul că sunteți dependență de cineva? Oppure potrei chiedervi, che cos'è l'autonomia? Sau vă întreb, ce este autonomia? Rispondiamo a questa seconda domanda. Che cos'è l'autonomia? Încercați să răspundeți la această a doua întrebări. Ce înseamnă să fim autonomi? Che significa autonomia? Ce înseamnă autonomie? Libertà. Libertà. Non aver bisogno dell'altro. Non aver bisogno di voglia di cineva. Poi? Autonomia. Che significa autonomia? Ce înseamnă autonomia? Può avere due significati. Poate să aibă due significati. Quali? Dipende se io mi sento autonomo nel senso che faccio tutto da sola. La mia autonomia non è proprio, devo dire, anche dall'altro. La mia autonomia dipende anche dall'altro. Autonomia mea depinde și de celălalt. Provate a pensare, provate, perché se riusciamo a pensare dopo vi rimane bene questo concetto. Dacă riusciți să vă gândiți, o să rămână ideea aceasta în voi. Che cosa significa autonomia? Ce înseamnă autonomia? Volete aggiungere qualche altra cosa? Vreți mai adăugați ceva? Cosa? Fatemi sentire lì. Dillo, dillo. Non ci sono risposte, tutti quanti abbiamo un concetto di autonomia e di dipendenza dall'altro, diciamocelo chiaramente. Scorretto, sau greșit. Să aveți curaj să spuneți cu noi. Significa autonomia riferita ad una persona malata, significa che questa persona può fare da sola quelle operazioni necessarie come lavarsi, prendersi cura del proprio corpo. Bene, diciamo che nel gergo comune l'autonomia è proprio questa indipendenza dall'altro. Così l'abbiamo sempre intesa e anch'io l'ho intesa sempre così fino ad alcuni anni fa. În modul comun, autonomia este chiar ce ați spus voi, faptul de nu a depinde de nimeni, de a nu avea nevoie de ajutorul altora și eu am considerat întotdeauna autonomia în acest mod până acum câțiva ani. Ma vedete, in questo codice etico abbiamo un principio che si chiama il principio di solidarietà e di solidarietà che considera proprio questo aspetto di dipendenza e di autonomia. În acest cod etic o să găsiți un principiu de solidaritate care ia în considerare aceste două concepte de autonomie și de dependență.
E adesso venga a sconvolgere un po' il nostro modo di pensare. Și acum vreau să bulversez un pic modul vostru de a gândi. Dar la tine ce abbiamo sconvolto l'amore, no? Deja am intrat cu questa fascinazione verso l'altro. Deja am făcut asta despre dragostea. Spero che siete convinti che non è più fascinazione, perché sennò anche un matrimonio quando finisce l'attrazione finisce. Și cred că ați înțeles că dragostea nu poate să fie numai atracție, că altfel și într-o căsătorie ar termina foarte repede dragostea. E adesso entriamo in questo capitolo di autonomia e dipendenza. Și acum încercăm să explicăm bine capitolul acesta cu autonomie și independență. Allora, ci sono due modi di intendere la dipendenza. Sunt două moduri prin care putem să înțelegem independența. Da, quello che voi stessi mi avete detto, no? Din ceea ce ați spus și voi. E poi c'è una dipendenza positiva perché dice mi fa stare meglio, mi aiuta. Și apoi avem o formă de dependență pozitivă pentru că mă ajută să mă simt mai bine. E poi mi dispiace che non sono autonoma e che quindi devo dipendere. Și negativa, fiindcă îmi pare rău că nu sunt autonomă și că depind de cineva. Però vedete, non esiste persona umana che non sia dipendente. Eu pot să afirm că nu există nicio persoană umană care să nu depindă de cineva. Noi ci pensavamo persone autonome, vero? Noi ne credem ca fi autonomi, noi așa. Ci siamo alzati stamattina, ci siamo lavati, siamo venuti qui autonomamente, noi diciamo. Azi dimineața ne-am sculat, ne-am îmbrăcat, pregătit, am venit aici în mod autonom, noi spunem. Vedete, analizziamo le stesse azioni che abbiamo fatto e vediamo da quante cose siamo stati dipendenti da stamattina. Analizzano azioni per care le abbiamo fatto di azi dimineața și o să vedem cât de multe lucruri ne-au creat dependența, de cât de multe lucruri au fost dependența. Se qualcuno non ci avesse procurato l'acqua, sicuramente non ci saremmo potuti lavare. Dacă cineva n-ar fi avut grijă să ne pună la dispoziție niște apă, n-am fi putut să ne spălăm. Metteteci tutte le azioni, guardate da quante persone, da quante cose ciascuno di noi è dipeso di questa mattina, solo per fare le cose più ordinarie. Gândiți-vă la toate acțiunile cele mai normali care le-ați făcut azi dimineața și la de câte persoane ați fost dependenți. Ma queste sono le cose ordinarie, ma non siamo ancora arrivati al dunque della nostra dipendenza più sostanziale. Asta în un mod normal, dar încă n-am ajuns acolo unde într-adevăr depindem. La dipendenza fa parte della condizione umana. Il fatto di essere un essere umano significa che siamo dipendenti. Faptul de a fi o ființă umană comporta că suntem și dependenți. Dov'è l'inizio della nostra dipendenza? Unde începe indipendența noastră? Chi di noi ha scelto dove nascere, come nascere e da chi nascere? Care dintre noi ha ales unde să se nască, când, de la cine? C'è qualcuno? Este cineva oare? Vedete la cosa? Da. Che non possiamo... E se qualcuno non ci fosse preso cura di noi e noi fossimo dipesi da qualcuno, noi non saremmo cresciuti. Dacă cineva n-ar fi avut grijă de noi, n-am fi fost dependențe de cineva, nu ne-am fi crescut. E noi siamo qui grazie perché qualcuno non ci ha buttato via. Și noi suntem aici datorită faptului că cineva nu ne-a aruncat. Vedete che la nostra essere è un essere esistente fin dall'inizio è dipeso da qualcuno, ma ragionando razionalmente. În mod rațional putem să spunem că fiecare dintre noi, de la bun început al vieții lui, a fost dependent de cineva. Però se ci mettessimo l'aspetto spirituale, ognuno ci può mettere
la dipendenza da un punto di vista spirituale da Dio e dal proprio credo religioso. Sì, con la dipendenza da un aspetto spirituale potremmo adaugare molte forme di dipendenza tale di dipendere già lui. Ma noi continuiamo a dipendere e ci sono delle forme molto positive di dipendenza. Și noi continuăm și acum să depindem de cineva și sunt formele foarte pozitive de dependență. Noi siamo felici quando siamo indipendenti, per esempio, da una situazione economica che ce la facciamo da soli. Sì, suntem fericiți atunci când suntem indipendenți de un punct de vedere economic, ne descurcăm singuri. Quindi è una bella indipendenza. Asta e o formă pozitivă. È una bella indipendenza quando un bambino non va sempre dal maestro e fa da solo dopo la spiegazione quello che gli danno da fare, perché vuol dire che ha capito. E questa indipendenza positiva atunci când un copil non ha nevoie întotdeauna di ajutorul învățătorului și se descurcă singur în acele sarcini pe care i s-au dat. Siamo tutti felici quando siamo indipendenti dal medico, perché stiamo bene, vuol dire che siamo morti. Toată lumea e fericită când e independentă de medici. Înseamnă că e sanatoasă și, sau e moartă chiar. Quindi è una bella indipendenza. Però ci, non possiamo vivere e noi siamo condizionati e siamo dipendenti istituzionalmente, direi, costituzionalmente, come struttura umana. Dar noi, ca oameni, ca structura noastră de oameni, nu putem să trăim fără a fi dependenți, fără a fi condiționați. Portiamo un esempio di una dipendenza che è bella poterla sperimentare. È frumos să experimentăm o formă de dependență care e chiar pozitivă. Mettiamo che, per esempio, abbiamo offeso una persona che ci sta particolarmente a cuore, che ci è cara, però l'abbiamo ferita. Se ne gândim de pildă că l-am jignit o persoană care mi este foarte dragă nouă și știm că am făcut-o să sufere. E questa persona riesce a perdonarci. Și acea persoană este capabilă să ne ierte. Noi ci sentiamo forse meglio? Non ne sentim bene? Noi dipendiamo dal perdono dell'altro. Noi suntem dependenți de iertare a ei. E dobbiamo sapere che il perdono non significa dimenticare il torto che mi hai fatto. Și sigur trebuie să știm că iertarea înseamnă, nu înseamnă să uităm ce ne-a fost făcut greșit. Il perdono non significa che il torto che mi hai fatto non fa niente. In realtà non significa che ce mi hai fatto tu non contasse niente. Ma significa tu sei qualcosa di più dell'azione che mi hai fatto, per cui il fatto che tu possa essere ancora serena vale di più del torto che ho ricevuto. Iertarea înseamnă că tu, care m-ai greșit, ești mai important decât acțiunea pe care mi-ai făcut-o. Și pentru mine contează mai mult faptul că tu poți să fii serină în continuare prin iertarea mea. Eu nu am timp per fermarmi sulle relazioni, ma pensiamo che cosa passa attraverso le relazioni. Nu are timp să se oprească, să vorbească mult despre relațiile între oameni, dar puteți să vă gândiți cât de multe elemente caracterizează aceste relații. Pensiamo come ci sentiamo meglio quando una persona ci tratta bene, oppure la sentiamo vicino, sentiamo che ci comprende. Se ne gândim cât de bine ne simțim atunci când o persoană se poartă frumos cu noi, sau înțelegem când este alături, sau când ne înțelege. Noi dipendiamo dalle nostre relazioni. Noi suntem dependenți de relațiile noastre. Quindi le relazioni sono una dipendenza reciproca che ci porta a star bene o
ci può arrivare tristezza. Ragazzi, le sono dipendenza reciproca, care poate să ne facă să ne simțim bine sau să ne facă să suferim. Non esiste persona umana senza legami. Non esiste nicio ființă umană fără legături, relații. Provate a pensare alla vostra vita, nessuno di noi è una persona senza legami. Nimeni dintre noi è una persona care nu are niciun fel di legatura, di relații. E allora, se siamo tutto questo, che cos'è la persona umana? Atunci, dacă noi suntem toate aceste lucruri care am spus, ce este persoana umană? Andiamo bene, 10 minuti di intervallo e poi diciamo che cos'è la persona umana e le conseguenze. Abbiamo 10 minuti. Noi abbiamo audito di mille di ore, potenti di persona o di unità, per quanto abbiamo una. Questo è vero, ma dobbiamo capire bene perché diciamo che la persona sente la sua dignità. Asta este adevărat, dar trebuie și este necesar să înțelegem de ce persoana are mereu demnitatea sa. Non vi faccio la storia della nozione di persona umana. Non vreau să vă povestesc despre noțiunea persoanei umane. Però tenete da conto che già ho aggiunto un aggettivo, umana. Dar să țineți cont că deja am adăugat un adjectiv, uman. Perché il concetto di persona è un concetto che per la prima volta è stato riferito alle persone divine. Pentru că ideea de persoană a fost folosită pentru prima dată la persoana divină, la Dumnezeu. E c'è una prima scissione, una prima separazione proprio perché il concetto di persona umana non è per tutti uguale. Idea de persona umana nu este pentru toți la fel și deja ne găsim de față cu o separare. Noi tante volte ci troviamo di fronte a delle conseguenze, per esempio aborto sì, aborto no, eutanasia sì, eutanasia no. Da che cosa dipende questo modo di pensare diverso? De exemplu, când ne găsim de față cu modul de a gândi diferit despre avort, da sau nu, eutanazie, da sau nu, de ce depinde această poziție diferită pe care o luăm? Dipende dal fatto di come noi pensiamo la persona umana. Depinde del modo in cui noi gândim persoana umană. Quindi ci sono diverse nozioni di persone umane. Asta înseamnă că sunt nozioni diferite de persoana umană. Vediamone tre, no? O să vedem trei dintre acestea. La prima nozione è quella che definisce la persona umana una persona che è in grado di agire. Prima nozione este aceea care o definește pe persoana umană ca o persoană care este în măsură să acționeze. In linguaggio filosofico morale diremmo un agente morale. În limbajul filozofic moral am spune un agent moral. E morale cosa significa, dite-lo voi? Ce înseamnă moral, să spuneți voi? Equivalente a etico. E la fel ca și etic, și am învățat la început. Quindi cosa significa? Una persona libera di scegliere. Libera di acționa. Allora, se noi definiamo la persona umana una persona, come scritto lì, in grado di agire, libera di scegliere, alcune persone entreranno in questa categoria, ma ne rimarranno fuori tante altre. Dacă noi dăm această definiție de persoană umană, ca fiind o persoană în măsură să acționeze, în măsură să aleagă, multe dintre persoane o să intre în această definiție, dar o să rămână afară multe dintre ele. Noi stesse saremmo alcune volte persone e altre volte no, oppure persone a singhiozzi, sì e no. Chiar și noi am fi uneori persoane, uneori nu, sau persoane din când în când.
Non preoccupatevi, adesso vi faccio un esempio. Vi faccio un esempio che sono felice. Quando noi dormiamo, siamo in grado di agire? Quando noi dormiamo, siamo in misura di azione? No. Quando qualcuno di noi ha subito una piccola operazione, oppure quando qualcuno va in ospedale che la sedano e dorme, è in grado di agire? Quando la cineva è somministrato un somnifero o anestesie in causa di un'operazione, è in misura di azione? No. Cioè, vi ho portato degli esempi per farvi capire che se noi diciamo che la persona umana è solo la persona che è in grado di agire, significa che noi quando dormiamo finiamo di essere persone. Poi ci svegliamo al mattino e diventiamo ancora persone. Questo esempio mi aiuta a intendere che da che noi accettiamo definizione di persona umana, cum de persoana care este în măsură să acționeze, acceptăm și faptul că noi nu mai suntem persoane umane atunci când adormim sau când suntem anesteziați. E allora, vedete, la nozione di persona umana non può coincidere con colui che è in grado di agire. Nozione de persoana umana nu poate să fie aceea de o persoană care în măsură să acționeze. Certo, ci sono dei momenti in cui siamo in grado di agire, ma non è assolutizzata. Non potremmo trarre la conclusione che può essere questa definizione, perché sicuro sono momenti in cui siamo in misura di azionare, ma non può essere una definizione valabile per tutti. Invece ci sono alcuni che credono che solo coloro che sono in grado di agire sono persone umane. In schimb, sunt oameni care sunt convinși că numai cei care sunt în măsură să acționeze sunt persoane umane. Un'altra nozione di persona umana è quella di essere umano. O altra nozione di persona umana este aceea de ființă umană. E basta essere un essere umano e si è una persona umana. Este suficient să fii o ființă umană pentru a fi și o persoană umană. Vediamo la terza nozione e poi torniamo sull'essere umano. O să vedem și a treia nozione și apoi ne întoarcem aici. La terza nozione invece dice che la persona umana si riduce alla personalità dell'individuo. A treia nozione spune che persona umana coincide con personalità persone. Noi nel linguaggio italiano quando vediamo una persona che ha tante belle qualità diciamo è una bella persona. In lingua italiana atunci când vediamo persona care are calități frumoase, are multe calități, folosim această expresie, este o persoană frumoasă. Ma se questa nozione di persona coincidesse con questo essere bella persona, quante persone non sarebbero persone? Dar dacă această nozione de persoană ar fi la același lucru cu a fi o persoană frumoasă, cât de multe persoane n-ar fi persoane? E qui fermiamoci un momento. Se ne apriamo un pic. Dobbiamo fermarci perché questa essere bella persona significa una persona che ha delle belle qualità. Am spus che a fi o persona frumoasă înseamnă a fi o persona cu multe calități. E allora dobbiamo fare un discorso sulle qualità della persona e poi torniamo lì e andiamo a scegliere dove e chi è per noi la persona umana. Și atunci trebuie să înțelegem bine ce înseamnă calitățile persoane și apoi ne întoarcem să alegem între acele trei opțiuni care pentru noi acea potrivită persoană umană. Vi presento questo concetto come due tempi di un film. Vă prezint această idee ca două acte a unui film. Nel primo tempo del film vi spiego come la persona
non è le sue qualità. În prima parte vreau să vă explic cum persoana nu poate să fie același lucru cu calitățile ei. Nel secondo tempo del film vi spiego però come le qualità sono importanti per la persona. Și în a doua parte o să vă explic cum totuși calitățile sunt ceva important pentru persoana. Alla fine ci potremo trovare che apparentemente è una contraddizione, ma noi capiremo come stanno le cose. Ar putea să arate ca și o contradicție, dar noi o să înțelegem cum stau lucrurile. C'è un autore italiano che si chiama Pascal. Este un autor italian care se numește Pascal. E dice, in sintesi, se qualcuno mi ama perché sono intelligente, se qualcuno mi ama perché sono bella, se qualcuno mi ama perché so parlare, ama me o le mie qualità? Și spune, dacă cineva mă iubește pentru că sunt frumos, dacă cineva mă iubește pentru că știu să vorbesc, dacă cineva mă iubește pentru că sunt inteligent, mă iubește pe mine sau iubește calitățile mele? No, perché lui dice, se viene il vaiolo, questa malattia, e uccide una parte della sua bellezza, ucciderebbe anche l'amore. Nu, pentru că dacă ar avea o boală pe piele care ar distruge frumusețea ei, ar însemna că distruge și iubirea față de ea. Questo significa che posso perdere le mie qualità, ma io rimango me stesso. Asta înseamnă că eu pot să pierd calitățile mele, dar eu rămân aceeași. Pensate quante volte un incidente stradale trasforma la vita di un altro. De câte ori un accident rutier poate să transforme viața unui om. Pensate all'Alzheimer, dove la moglie o il marito non riconosce l'altro. Să ne gândim la Alzheimer, în care soț sau soție nu mai recunoaște pe persoanele din familia. Quindi arriviamo alla prima conclusione dicendo che le qualità non coincidono con le persone. Prima conclusione alla quale arriviamo è quella che le qualità non sono lo stesso lucro con le persone. Ma allora ci verrebbe voler dire le qualità non sono importanti. Atunci mi ha venuto să spunem că calitățile nu sunt importante. Ma come posso dire questo che non sono importanti? Dar cum pot să spun așa ceva? Voi come potreste conoscere me se non vedreste questo viso, non sentiste questa voce che ormai riconoscete? Come aveste tutte queste cose? Cum ați putea să mă cunoașteți dacă nu vedeți chipul meu, nu auziți vocea mea? Quindi senza queste mie qualità, voi come potreste distinguermi da sua vittoria? Fără aceste calități ale mele, cum ați putea să mă deosebiți, de exemplu, de sora Victoria? E se allora noi ci conosciamo attraverso le nostre qualità, come facciamo a poter dire che non sono importanti? Și dacă noi ne cunoaștem prin calitățile noastre, cum putem să afirmăm că nu sunt importante? Ci siete fin qui? Ați înțeles până aici? E allora, vedete, quando noi diciamo che le qualità non sono importanti perché le perdiamo, dobbiamo stare anche molto attenti, perché siccome vogliamo dire che la persona non coincide con le sue qualità, potremmo anche correre l'errore e dire siccome la persona non è le sue qualità, le qualità non sono importanti. Atunci trebuie să fim foarte atenți, pentru că spunem că calitățile sunt importante, dar nu sunt același lucru cu persoana. Așa am putea să ajungem să spunem că calitățile de fapt nu sunt importante, pentru că nu sunt același lucru cu persoana. Questo potrebbe essere anche un modo sottile
per sminuire quello che noi realmente pensiamo. Ar putea să fie și un mod pentru a micșora ceea ce gândim. Sapete, ci sono degli esempi, no? In italiano, ma penso che sia le favole di fede, lo siano per tutto il mondo, no? Quando si dice non voglio l'uva perché è acerba. Sunt favole din fede, un esempio, când spunea vulpea spunea nu vreau strugurii pentru că de fapt acest zicea nu vreau strugurii pentru că nu sunt coți. Non ci posso arrivare, quindi dico non la voglio. Dar de fapt ea nu putea să ajungă la struguri și atunci găsea soluția de a justifica poziția ei. Oppure ancora più sottile ancora. Dicendo per esempio mi piacerebbe tanto una bella macchina, ma incomincio a ragionare dentro di me e dico è troppo grande, dove la metto? Consuma troppo. È meglio non prenderla. Sau un altro esempio, mi piaceva una macchina foarte mare e frumoasa, ma știu che non posso mi permit acest lucru și atunci găsească justificări. E prea mare, n-am unde să o pui, consuma prea mult și așa mai departe. Oppure ancora di più, dire mi piace questa macchina, non me la posso comprare, però che me ne faccio? Tanto la povertà è un valore. Sau aș putea să ajung chiar să fac o discuție de genul mi-ar plăcea această mașină, nu pot să mi-o permit, dar oricum sărăcia o consider o valoare și atunci nu ne cumpăr. La povertà è un valore, ma non perché non posso ottenerlo. Cosa non posso ottenere? Non posso ottenere l'oggetto. Sărăcia este o valoare, dar nu în funcție de faptul că nu pot să-mi permit acel obiect. Solo perché non posso averla, dico che è un valore. No. Non funziona così. Non puoi se consider ceva un valore, non mai che se mi giustifichi del fatto che non puoi se aggiungi se ottieni ceva a me. E allora, le qualità non coincidono con la persona, però non posso fare a meno delle qualità per conoscere la persona. Calitățile nu sunt același lucru cu persoana, dar nu pot să renunț la calitățile pentru a o cunoaște de acea persoană. Quest'autore ci ha detto una cosa contraddittoria? Credeți că acest autor ne-a spus ceva, o contradicție? No. Ci ha detto che le qualità appartengono alla persona umana ma non esauriscono la persona umana. Ne-a spus că calitățile aparțin de persoana umană, dar nu o descriu pe deplin. E noi vedremo anche perché le qualità non esauriscono la persona umana. Și o să vedem de ce nu o descriu pe deplin. Torniamo alla nostra scelta e abbiamo le idee chiare. Allora, la persona umana non si esaurisce con una persona che è in grado di agire. Deci persona umana nu este numai o persoană care este în măsură să acționeze. La persona umana non si esaurisce nella personalità individuale della persona. Persona umana nu este numai personalitatea persoanei respective. Perché abbiamo detto che le qualità sono importanti, ma non assolute per la persona. Pentru că am spus că calitățile ei sunt importante, dar nu o caracterizează pe deplin. Allora, cosa è rimasto? Și ce ne-a rămas? Che la persona è un essere umano. Che persona este o ființă umană. Allora noi diciamo che ogni essere umano è una persona umana. Noi putem să spunem că orice
ființa umană este o persoană umană. Ma sapete cosa succede? Che non tutti gli autori dicono che ogni essere umano è una persona umana. Da, se întâmplă că nu toți autorii afirmă acest lucru. Quindi, per alcuni autori, alcuni esseri umani sono persone umane, altri non lo sono. Sunt unii autori care afirmă că unele ființe umane sunt persoane umane, dar unele ființe umane nu sunt persoane umane. C'è un grosso trattato in cui si afferma questo concetto. Este o lucrare foarte mare în care se afirmă această idee. E allora capite che se noi diciamo che ci sono degli esseri umani che non sono persone umane, noi possiamo farne quello che vogliamo. Și dacă ajungem la această concluzie că nu toți, nu toate ființe umane sunt persoane umane, înseamnă că putem să facem ce vrem din ele. Sono rimasta impressionata in uno dei primi corsi di bioetica che ho fatto. Am rimas impressionata într-unul din primele cursuri de bioetica la care am participat. Con un'immagine che mi sembra di vederla ancora oggi. Mi ha impressionato forte molto l'immagine per cui ho anche ancora in faccia occhi. Veniva dall'Oriente. Veniva dall'Oriente. In cui un embrione si trovava per strada e i passanti ci passavano accanto senza neanche accorgersi. C'era un embrione, facciamo spiegare. Care s-a aflat pe drum și oamenii treceau lângă el fără să-i ofere niciun fel de atenție. Per loro era una cosa naturale. Pentru ei era ceva normal. Perché per loro non era una persona umana, non era un essere umano. Ei nu judecau ca și o ființă umană, o persoană umană. Perché ei consideravano persone umane solo persone che erano in grado di esprimere la loro libertà e in grado di agire. Pentru că considerau ca ființă umană, ca persoană umană, numai acele persoane în măsură să acționeze, să decida, să își folosească libertatea lor. Ma non siamo molto distanti da coloro che oggi dicono che alcune vite sono degne di vivere e altre non lo sono. Și nu este foarte departe această idee de ideea pe care o auzim foarte des astăzi, după care unele vieți sunt demne de a fi trăite și unele nu sunt. Perché loro dicono considerare degne di vivere una persona che sta in un letto, non può esprimere se stesso, non può dare segno di vita? Che persona è quella? Ei considera că nu este demnă de a trăi o persoană care stă într-un pat și nu poate să dea niciun semn de viață, nu poate să-și exprimă nicio opinie, nu poate să facă absolut nimic și se întreabă ce fel de viață este acea. Perché dire che quella persona ha una dignità? De ce să spunem că acea persoană are demnitatea ei? Noi dobbiamo capire questo. Asta trebuie să înțelegem noi. Allora vai avanti un attimo. E quindi diciamo subito che noi prendiamo in considerazione questo essere umano e facciamo riferimento proprio a questa nozione, perché è la nozione che ci permette di parlare di dignità umana. Noi dobbiamo considerare la nozione di persona umana legata de ființa umana, finché acea nozione care ne permite să și vorbim despre demnitatea. Sì. C'è un'altra slide da spiegarmi. Le qualità di cui noi abbiamo parlato, per potersi esprimere, richiedono che alcune cose devono funzionare. Carito, ție de care am vorbit înainte, pentru a putea să se exprima, au nevoie să funcționeze ceva. Eu pot să avere un braccio, però il mio braccio per poter funzionare non mi basta avere il braccio, devo avere anche la possibilità
di poter fare questo movimento. Eu pot să am o mână, dar pentru că mâna mea să funcționeze am nevoie și de ceva care permită această mișcare. E se faccio un incidente e nessuno mi riabilita il mio braccio rimane senza la funzione. Și dacă eu am un accident și nimeni nu se ocupa de reabilitarea mâinilor mele, mâna mea o să rămână fără acea funcționalitate. Resistete în alții 10 minute, că questo concetto e molto importante. Să aveți răbdare 10 minute, pentru că ideea aceasta este foarte importantă. Noi diciamo că se abbiamo un corpo lino, vai avanti. Noi spunem că dacă avem un corp viu, allora c'è una persona. Atunci, acolo există o persoană umană. Vai. E se c'è una persona umana, ci possono essere anche queste condizioni di esercizio. Posso avere questa manifestazione e potrei anche non averla. Și dacă există o persoană umană, înseamnă că acea persoană poate să aibă niște funcționalități sau să nu le aibă. E se ci sono queste condizioni, voi vedete il mio braccio muoversi. Dacă le are, voi o să le vedeți. Avanti. O să vedeți mâna ei în mișcare, de exemplu. Avanti. Allora, se ci sono queste condizioni, per esempio, se io nasco e ho l'intelligenza, riesco anche a ragionare, no? Dacă eu mă nasc inteligent, pot să și fac niște rațiuni. Voi ne vedete la manifestazione della mia intelligenza, perché in questo momento io vi sto parlando. Și voi o să vedeți manifestarea inteligenței mele, pentru că în acest moment eu vă vorbesc. La mia intelligenza è una qualità. Intelligenza mea este o calitate. Se io tolgo, se voi non vedete più la mia intelligenza, dacă voi perché la mia nasca torni se. Dacă voi non mai vedeți intelligenza mea, pentru că mi-a lipsit această intelligenza. Non è venuta meno però il fatto che io esisto. Non sta eliminato și faptul că eu exist. Quindi esiste il mio corpo umano e siccome esiste un corpo umano vivo, esiste una persona umana viva. Esiste corpo mio umano vivo e dacă există acest corp, există și persoana mea vie. Portiamo un esempio. Andiamo con la nostra immaginazione in un centro dove c'è una persona a letto che non si esprime, non esprime la sua intelligenza. Să mergem cu imaginația noastră la patul unui om care nu poate să exprima inteligența lui. Il fatto che è venuta meno la manifestazione dell'intelligenza perché non si è sviluppata, perché avuto le leggi dalla nascita, perché è successo un danno al momento del parto, perché l'ha persa in un incidente. Faptul că nu se mai manifestă inteligența lui, fiindcă poate a avut boala la naștere sau poate a avut un accident sau diferite lucruri care au intervenit. Quindi è stata eliminata la manifestazione, non si è potuta sviluppare, ma il corpo umano è ancora vivo. Și acea inteligență n-a putut să se dezvolte. Asta nu elimina faptul că acel corp a rămas viu. Allora vuol dire che c'è la persona umana anche se non ci sono le sue qualità. Asta înseamnă că persoana umană există și acolo unde nu sunt calitățile ei. Questo significa che le qualità non sono l'espressione di tutta la persona. Asta înseamnă că calitățile nu sunt expresia persoanei în întregimea ei. E la dignità della persona non è legata alle qualità.
La dignità della persona è legata alla persona umana. Și că demnitatea persoanei nu este legată de calitățile ei, ci de persoana ei, de corpul ei. Quindi ciascuno di noi desideriamo essere amate perché siamo delle persone umane, non perché manifestiamo le nostre qualità. Fiecare dintre noi dorește să fie iubit întrucât este o persoană umană, nu întrucât manifestă anumite calități. Fai l'altra diapositiva. E se c'è la dignità della persona umana, significa che io mi devo occupare di promuovere la sua vita. Cioè, acolo unde esista demnitatea unei persoane umane, înseamnă că eu trebuie să mă angajez să promovez viața ei. E se c'è la dignità, appunto, di un essere corporeo, și dacă există demnitatea unei ființe corporale, io non posso separare il corpo dalla vita biografica, cioè da quello che la persona vive, dalle sue esperienze, da quello che fa, perché qui è la base in cui noi diciamo che il corpo è la persona e che quindi la persona in sé si esprime attraverso le varie situazioni. Ciò significa che io non posso creare separare tra persona umana, trupul uman și biografia ei, adică acele lucruri pe care le-a trăit, istoria ei și întâmplările vieții ei, fiindcă dacă aș face... No, se io non posso, se io sono una persona umana, col corpo umano, non posso separare l'aspetto dal mio essere biologico, dal mio corpo, corpo è quello che io sono, quello che io racconto di me, quelle esperienze che io faccio, sono tutt'uno. Da, corpul meu și ceea ce povestesc despre mine, istoria mea, biografia mea, experiența mea, sunt același lucru, nu pot să fie despărțite. Questo è un po' la sintesi per poter dimostrare e per potervi spiegare come è ingiustificato il fatto di dire perché non capisce e non è degno di vivere. Asta un pic o sinteză pentru a vă justifica și a vă explica de ce nu avem niciun drept să spunem că în momentul în care o persoană nu înțelege, acea persoană nu are drept să trăiască. Quando io vedo una persona gravemente compromessa, non posso dire che non è più persona. Atunci când sunt de față cu o persoană cu o boală foarte gravă, cu o compromisiune foarte mare a funcționalității ei, eu nu am voie să spun că nu sunt de față unei persoane. Eu nu vedo le manifestazioni della persona. Nu văd manifestările unei persoane. Ma il corpo vivo è la persona. Da, trupul Dio esse persona. E quindi hanno il diritto e il dovere da parte degli altri di ricevere le cure. Și atunci acea persoană are drept și datoria din partea celorlalți să fie îngrijită. Chiaro? Este clar? Allora, la persona umana non viene assolutizzata dalle sue qualità. Persoana umană nu este același lucru cu calitățile ei. Continuă a avere dignità anche quando perde le qualità. Continuă să aibă demnitatea ei și atunci când își pierde din calitățile ei. Bene, allora andiamo nell'ultimo, verso l'ultimo punto di questo nostro incontro. Mergem spre ultima parte a întâlnirii noastre. Prima di affrontare quelle che sono
le conseguenze di questo nostro modo di pensare, dobbiamo affrontare un altro concetto. Înainte de a ajunge la consecințele acestui mod de al nostru de a gândi, trebuie să mai explicăm ceva. Il prenderci cura di una persona coinvolge sempre l'ambiente. Atunci când ne îngrijim de o persoană, asta implică mereu mediul în care acea persoană se află. E noi stessi modifichiamo l'ambiente. Și noi adottăm niște modificări al mediului. Perché noi compiamo delle azioni. Pentru că facem anumite acțiuni. Alcune azioni di quelle che compiamo modificano noi stesse, altre modificano l'esterno. Unele acțiuni pe care le facem ne modifică pe noi înșine. Alte acțiuni modifică ce în afară, ce în jurul nostru. Quello che modifica l'esterno è molto chiaro, no? Perché basta che noi agiamo e andiamo a modificare anche l'ordine di un tavolo. Este foarte simplu să descriem ceea ce modifică exteriorul nostru. E suficient să ne gândim ce putem să modificăm în dispoziția unor lucruri pe o masă. Ma che cosa modifica noi? Dar ce poate să ne modifice pe noi? Come noi cambiamo modo di pensare, creiamo mentalità, la pensiamo in un modo o in un altro, che cosa influisce su di noi? Ce ne influențează în așa fel încât se schimbe modul nostru de a gândi, mentalitatea noastră? Mille cose che facciamo tutti i giorni. O mii de lucruri pe care le facem în fiecare zi. Un incontro può modificare la nostra vita. O întâlnire poate să ne schimbe viața. La lettura di un libro può modificare il nostro modo di pensare. O carte pe care o citim poate să schimbe modul nostru de a gândi. Per qualcuno di voi sentire questa lezione stamattina ha modificato la sua forma mentis. Poate pentru cineva dintre voi care ați fost aici, faptul că ați auzit acest curs această dimineață poate să schimbe ceva modul lor de a gândi. Questo in un linguaggio tecnico si chiama azione transitive, intransitive. Într-un limbaj tehnic se numesc astea acțiuni intransitive, dar nu știu dacă se poate traduce așa. Mă spune, da, ok. Ma pensate, questo che modifica noi va a modificare il contesto in cui noi siamo. Dar aceste lucruri care ne modifică pe noi, în mod automat, modifică și contextul în care noi trăim. E modifică il nostro comportamento. Și modifică și comportamentul nostru. È stato bellissimo prima nell'intervallo, ma studentessa mi ha detto parlavo sempre di autonomia e cercavo sempre l'indipendenza. L'indipendenza, per esempio, dai miei genitori. Mi sono resa conto che non è questo il modo corretto di fare. Una modifica sua va a modificare un comportamento in rispetto ad altri. Ad esempio, niente, quando ho fatto una pausa, un studente ha spus che totdeauna ha cautato autonomia e indipendenza fața de părinții. E dopo ce ha auzito definiții de independență și de autonomie pe care le-am dat, s-a gândit că altfel trebuie să lucreze și să gândească aceste aspecte în viața ei și acest mod nou de a gândi va avea niște consecințe și în jurul ei și cu persoanele cu care se relaționează. Quindi, la modifica degli altri del contesto dipende anche da noi. Asta înseamnă că o schimbare în contextul în care trăim depinde și de noi. E tutto quello che noi abbiamo detto ci porta a prendere delle decisioni in un verso o in un altro verso. Și tot ceea ce am spus până acum ne conduce să ne luăm anumite hotărâri într-un sens sau altul. E c'è un campo specifico medico in cui è importante avere queste idee per poter decidere
che cosa e come intervenire. Și este un domeniu specific în sfera medicală, în care este foarte important să avem anumite noțiuni pentru că să reușim să luăm hotărâri și să știm cum să acționăm și în care direcție. Oggi in un discorso, in un dialogo di bioetica, noi usiamo alcune parole, per esempio usiamo la parola accanimento terapeutico per dire l'insistenza delle cure verso un ammalato. Astăzi, in bioetica, folosim o terminologia specifica per descrivere anumite comportamenti, ad esempio folosim expresia de înverșunare terapeutică pentru a vorbi despre o exagerare într-un tratament atunci când persoana este la limita vieții sale. Vi porto un esempio. Și vă facem un exemplu. Non c'è proporzione tra i mezzi che uso e i benefici che ottengo. Lipsește o proporționalitate între mijloace care se folosesc și beneficiile care se pot obține din acele mijloace. Per esempio, se io sono qui, mi accorgo di aver dimenticato una cosa, faccio una corsa all'altra casa, arrivo qui con un grande fiatone e a un certo punto c'è un medico in sala, mi vede che mi siedo, che sono diventata bianca per questa corsa che ho, chiama l'ambulanza, mi inducono e mi portano in ospedale. M-aș da seama că am uitat cineva în casa cealaltă și tragă fugă până acolo și fiindcă am mers foarte repede, mă întorc înapoi și nu mai pot să respir, mă așez un pic și înalbesc la față și sunt foarte obosită pentru acest efort și este un medic în sală care imediat cheamă salvarea și mă intubează și mă duc la spital ca să depășească această criză. Este o neproporționalitate în intervenția care se face asupra. Asta ar fi sedere, dar nu mi chiede la. Ar fi suficient să mă lase să mă așeze și să-mi dea un pahar cu apă. Al limite de mi nu preocuparti să-i dat de 5 minute la lecție. Și eventual să mă liniștească dacă voi întârzia 5 minute cu începerea cursului. Delle volte si prendono, c'è questa sproporzionalità di trattamenti per tenere in vita 10 minuti, una giornata in più in questa persona senza benefici reali. Si întâmplă uneori că se folosesc niște mijloace foarte mari pentru a păstra în viața 10 minute, o zi, două zile în plus o persoană, dar fără să fie beneficiile reale pentru acea persoană. Sunt anii ce arriva dal punto, per esempio, di non riuscire più neanche a prendere la vena per poter fare una flebo, così noi ci accaniamo, no? Da, s-a ajuns să nu mai fi în stare să-i faci o perfuzie pentru că sistemul vascular nu mai răspunde și totuși nu ne lăsăm de acele tratamente. Però ci potrebbe essere anche un abbandono terapeutico. Un altro caso è aceea a abbandono lui terapeutico. Abbandono terapeutico significa non ti do quello che ti dovrei dare. Abbandono terapeutico înseamnă non ti mai dau ceea ce ar trebui să-ți dau. Facendo di questa febbre tu potresti stare serenamente altri giorni con noi e non soffri, stai volentieri, perché non sappiamo noi che cosa succede in una persona così grave. Abbandonul terapeutic înseamnă că eu aș putea, de exemplu, să-ți fac o perfuzie și prin acea perfuzie să-ți asigur să mai trăiești niște zile în liniște, pentru că, de fapt, și dacă persoana nu poate să comunice, noi nu știm care sunt trăirile sale, ci știm că prin acel tratament ar putea să mai trăiască niște zile în mod liniștit. Poi ci sono due modi, per esempio, di parlare di sospensione della cura. Și mai este un
O altă realitate care este aceea a suspendării tratamentelor, care se poate lua în considerare din două puncte de vedere. Si sospende la cura anche per quanto riguarda il bere e il mangiare, e invece questo non è permesso. S-ar putea suspenda tratamentele pentru ce ține de hrană și lichide. Și asta este un lucru care nu este permis. E ci può essere invece sospendere una cura perché all'inizio pensavo chi ne potesse beneficiare. Invece poi mi accorgo che gli creo dolore, che gli creo altri fattori e quindi in quel caso la sospensione è un accanimento. Este suspendarea terapeutică care ține de un anumit tratament pentru că s-a început acel tratament cu ideea să aibă pacientul un beneficiu, dar nu ne-am dat seama în timp că nu numai nu are un beneficiu, dar ar putea chiar să suferi și mai mult în urma acelui tratament și apoi mă las. Poi c'è la situazione estrema che è l'eutanasia, dove il medico procura volontariamente la morte. Și soluția estrema din toate aceste cazuri care analizam este aceea eutanasiei în care doctorul provoacă în mod direct și uit moartea pacientului. Le definizioni appunto dell'eutanasia sono state inventate nell'Assemblea Mondiale nel 1987 a Madrid. Definiția eutanasiei a fost făcută în cadrul unei întâlniri mondiale în anul 1987 în Madrid. Teniamo da conto che non possiamo considerare le cose da fare o non da fare guardando l'esito di questa situazione. In aceste cazuri noi ca se luam o decizie non putem să ne gândim la efectele, la consecințele acțiunii noastre. Perché se noi guardiamo accanimento terapeutico, sospendiamo il trattamento, il paziente che cosa succede? Pentru că în caz de înverșunare terapeutică, de exemplu, sau de abandonul terapeutic, oricum pacientul va muri. Muore, il paziente muore. Noi l'abbandoniamo terapeuticamente, il paziente muore. Dacă abbandonăm tratamentul, pacientul va muri. Facciamo l'eutanasia, il paziente muore. Eutanasiamo și pacientul oricum va muri. Quindi ciò che è giusto fare non lo possiamo decidere guardando l'esito. Atunci înseamnă că nu putem să judecăm ceea ce este corect să facem în funcție de efectele pe care le avem. Perché in tutti i casi il paziente muore. Pentru că în orice caz pacientul va muri. Però mentre nei primi casi muore per la sua malattia, nell'ultimo caso il medico ha colpa perché interviene con il farmaco e lo fa morire. Dar, dacă în primele trei cazuri pacientul muore din cauza bolii lui, în ultimul caz al eutanasiei, cauza morții este acțiunea medicului care intervine cu un tratament sau un medicament care îl face să moară. Qualcuno si giustifica dice sarebbe morto lo stesso. Cineva se justifica spunând că oricum ar fi murit. Ma noi non siamo gli autori della vita degli altri. Dar noi nu suntem creatori vieții altora. Queste disposizioni di solito vengono date dal paziente stesso o da un familiare a lui vicino? Aceste dispoziții de obicei sunt date de către pacientul sau de un familiar foarte apropiat. Ma tutti coloro che credono che la persona umana non si esaurisce nelle sue qualità non possono condividere questa loro decisione. Dar toți cei care cred și sunt convinși că persoana umană este același lucru cu calitățile acelei persoane,
non può essere di accordo con aspetti de conclusi con aspetti de comportamento. Quindi gli operatori che hanno le idee chiare che l'essere, ogni essere umano è una persona umana, che le qualità non sono tutta la persona umana, devono difendere e tutelare la vita. A quelle persone che hanno clara idea che la conoscenza umana coincide con la persona umana, e che la persona umana nu este același lucru cu calitățile persoane umane, trebuie să facă orice posibil pentru a tutela viața umană. Bine, adesso facciamo una pausa. Am văzut cum etică și moral înseamnă a fi liber de a acționa. Abbiamo affrontato il concetto di buono, che significa qualcosa che deve essere fatto o qualcosa che non deve essere fatto. Am văzut cum ideea de ceva bun înseamnă ceva care trebuie făcut sau nu trebuie făcut. Ci siamo fermati sull'agire, che è valutabile perché nasce dalla libertà e dalla consapevolezza. Ne am oprit un pic asupra ideii de acțiune care este, care se naște din libertatea și conștiința. Abbiamo visto che serve un codice etico perché i sentimenti non bastano per svolgere una professione. Am văzut că avem nevoie de un cod etic, fiindcă sentimentele nu sunt destul pentru a ne desfășura o activitate într-un mod profesional. E quindi abbiamo affrontato il concetto dell'amore, che significa fare quello che devo fare perché è mio dovere farlo. Am spus ce înseamnă dragostea, adică a face ceea ce sunt, am datoria să fac, pentru că chiar este datoria mea să fac acel lucru. Ci siamo fermati anche sul fatto che c'è una prospettiva etica dell'agire. Ne-am oprit un pic asupra faptului că trebuie să fie o perspectivă etică a acțiunii. E se una prospettiva etica non può interessare solo il momento in cui lavoriamo, ma interessa tutta la vita. Ci dà questa prospettiva etica, non può essere di a face numai cu parte di viața nostra professionale, ci trebuie să implice toată viața nostra. Abbiamo sottolineato il fatto che non si sceglie tra bene e male, perché il male è un non bene. Am subliniat faptul că alegerea nu este între bine și rău, fiindcă răul nu este altceva decât lipsa de bine. Ma noi scegliamo in una gerarchia di beni. Alegerea de făcut este printr-o ierarhie a bunurilor. E introdurre una gerarchia di beni significa dover decidere. Și a introduce o ierarhie a bunurilor înseamnă că trebuie să facem o alegere între ei. E decidere fa riferimento al verbo tagliare, quindi la decisione è essere crudele a volte nel momento giusto. Și cuvântul a decide deriva din cuvântul a taia și a decide înseamnă uneori să eliminăm în mod chiar și crud lucrurile care în acel moment nu putem să le alegem. Abbiamo affrontato che cosa significa un giudizio di coscienza e un giudizio ultimo pratico. Am vorbit despre judecata de conștiință și de judecata practică de conștiință. Abbiamo parlato del liberalismo dell'indifferenza. Am vorbit despre liberalismul indiferenței. E abbiamo visto come al liberalismo dell'indifferenza fanno capo i concetti di capitale umano. Și am văzut cum liberalismul indiferenței se folosește de ideea omului ca și de capital uman. E ci siamo resi conto che è un'espressione infelice parlare di capitale umano. E ci am fost de acordo asupra faptului că este o expresie nefericită, o expresie nepotrivită aceea de capital uman.
Al liberalismo dell'indifferenza fa capo il concetto che il corpo è una mia proprietà. Liberalismo dell'indifferenza se folosește și de ideea precum că trupul este o proprietate de a mea. E ci siamo detti come io non ho un corpo, ma io sono il mio corpo. Și noi am ajuns la concluzie că noi nu avem un trup, ci suntem trupul nostru. Abbiamo messo l'accento sul concetto di persona umana. Am pus accento asupra ideii de persoana umană. E ci siamo resi conto che non è soltanto saper agire o avere delle qualità. Și am recunoscut faptul că a fi persoana umană nu înseamnă numai să fim în măsură să acționăm cumva sau să avem niște calități. Ma ogni essere umano per noi è una persona umana. Dar orice ființă umană pentru noi este o persoană umană. E rimane una persona umana anche quando vengono meno le manifestazioni delle qualità. Și rămâne o ființă umană și o persoană umană și atunci când nu mai sunt acele manifestări tipice a persoanei umane. Le qualità ci danno possibilità di conoscere il soggetto, ma non è un punto totalizzante del soggetto, quindi non racchiude tutto la persona. Calitățile ne permit să cunoaștem o persoană, dar nu pot să o descrie și să o califice în întregimea ei. Ci siamo resi conto che malattie e disabilità sono una perdita di qualità, ma questo non significa perdita della stessa persona. Am riconosciut faptul că boala sau disabilitate sunt o pierdere a calităților, dar nu o pierdere a identității de persoană. Dire che le qualità umane non totalizzano la persona però non significa annullare le qualità umane. Faptul că spunem și afirmăm că calitățile umane nu descriu persoana în întregimea ei, nu înseamnă că nu le considerăm importante. Abbiamo anche notato che il codice etico è il contrario dell'indifferenza. Am și subliniat faptul că codul etic este chiar împotriva culturii indiferenței. E che ci sono gesti e parole, piccole cose, che ci dicono che noi ci prendiamo cura dell'altro. Și că putem să folosim mici gesturi, cuvinte și atitudini care ne ajută să ne dăm seama că ne îngrijim de o altă persoană. Ricordiamoci del concetto dell'inguaribile e dell'incurabile. Să ne aducem aminte de ideea aceea care am explicat, o persoană care nu se poate vindeca sau o persoană care nu se poate trata, sunt două lucruri diferite. Per svolgere questa missione c'è bisogno di legami e quindi abbiamo parlato di relazioni. Pentru a ne desfășura activitatea noastră avem nevoie de legături și atunci am vorbit despre relații. Abbiamo parlato di che cosa significa autonomia e dipendenza. Am vorbit despre ce înseamnă autonomie și independență. La necessità di valorizzare il quotidiano. Ci de necessitatea de a pune în valoare activitatea noastră zilnică. Quello di mettere a disposizione le risorse. De a pune la dispoziția resursele. Quello di creare un clima di collaborazione con i colleghi. De a crea un clima de colaborare cu echipa de colegi. E poi abbiamo anche visto come noi modifichiamo noi stessi e come modifichiamo l'ambiente. Și am văzut cum putem să ne schimbăm pe noi înșine și să schimbăm anturajul și ambientul în care trăim. Avere questi obblighi professionali ci porta ad essere puntuali, avere un linguaggio rispettoso e tutte le altre cose pratiche che abbiamo chiamato piccole cose del quotidiano. Avea anumite obligații profesionale, ne conduce în mod automat să avem și un limbaj frumos, să avem anumite atenții care
am denumit mici gesturi din quotidianitatea noastră, din fiecare zi. L'ultima parte l'abbiamo riservata più al mondo medico e infermieristico, ma non perché interessi solo loro. Ultima parte è stata mai legata all'attività dei medici e assistenti medicali, ma non in causa che è interessante o di valore numai per ei. E quindi abbiamo parlato appunto delle principali problematiche etiche proporzionate al del trattamento. Ci hanno vorbit despre principali problemi in domenio etico ca fiind proporzionalità al trattamento lui. Quindi di accanimento. Un personale terapeutica. Di sospensione. Sospendere al trattamento loro. Di abbandono terapeutico. Di abbandono terapeutico. Di eutanasia. De eutanasia. E abbiamo concluso che il fatto di guardare l'effetto, cioè che tutti questi trattamenti portano alla morte, non è il modo giusto per poter scegliere che cosa fare. Siamo conclusionata, ma giunta la conclusione che il fatto di aprire la effetto, dica la morte al paziente, lui non este modalitatea corectă pentru a lua în considerare aceste posibilități și a lua o decizie corectă asupra modului de acționa. Perché ci siamo resi conto che in tutte le situazioni il paziente muore. Pentru că am recunoscut faptul că în orice caz pacientul muore. Ma con l'eutanasia c'è la colpa del medico. Dar atunci când moare prin eutanasia, moartea lui este vina medicului. Bene, tutto questo ci siamo dette, altre cose troverete scritte nel libro del codice etico. Aceste lucruri le am povestit în această dimineață, le am descris și clarificat și multe alte lucruri o să le găsiți scrise în acest cod etic. A me non rimane che fare un augurio a tutti voi sul viaggiate alla luce del giorno, una frase del nostro fondatore. Mie non rimane decât să vă doresc să trăiți așa cum ne-a îndemnat fondatorul nostru prin această expresie, călătoriți la lumina zilei. Perché questo significa che il codice etico è quella luce che ci aiuterà a fare delle scelte libere, sì, ma scegliere come oggetto il bene e il buono. Fiind codul etic, acea lumina zilei care vă permite să călătoriți făcând niște alegeri libere de a alege ce este bine și ce este bun. Mi auguro che ringraziate perché siete stati molto attenti, non ho visto nessuno dormire e quindi vuol dire che il vostro interesse era alto. Non rimane decât să vă mulțumesc pentru că v-am văzut foarte atenți, nimeni nu a dormit, asta înseamnă că am știut să păstrăm interesul